de caboierul la volan, conduc Dacia Logan. Roșu am cerut culoare, că atrage domnișoare. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina cântând, ce șoferă-n dragul sunt. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina cântând, ce șoferă-n dragul sunt. Am poză cu o fată, puțin fel cam dezbrăcată, însă ea este modelul, ce-l dorește nea șoferul. Pe bord am poză cu o fată, puțin fel cam dezbrăcată, însă ea este modelul, ce-l dorește nea șoferul. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina cântând, ce șoferă-n dragul sunt. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina cântând, ce șoferă-n dragul sunt. Cel mai tare, că am și climatizare, și când iau pe câte una, îi reglez temperatura. Am Loganul cel mai tare, că am și climatizare, și când iau pe câte una, îi reglez temperatura. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina cântând, ce șoferă-n dragul sunt. Am aer condiționat, celulare l-am cărcat, conduc mașina. Open GG Drop. Many cases at different prices. Make your choice. Upgrade your drop. Take your bonus you see on the screen and get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code to boost your balance. Salutare fereșanilor, eu sunt Andrei. Băi, nici părul n-am apucat să-l fac. Stați două secunde dacă îmi permiteți, că vreau să fac aici o setare. Ce faceți, boys and girls? Din păcate s-a băgat un update mai nasol, dacă putem să-l numim așa, acum câteva zile, întrucât nu mai prea putem scoate de pe site-uri. De ce schimbă, tata? Și de ce se vede, mă, de ce se vede atât de întunecată camera asta? Care-i faza? Vă salut pe toți cu respect și bine v-am regăsit la un nou live stream foarte, foarte special, în care o să discutăm despre noul update care s-a băgat acum câteva zile și în care nu prea mai pot scoate skin-uri de pe site-uri, adică foarte multe, majoritatea site-urilor de gambling, de case opening, de așa, se confruntă și de trade-uri se confruntă cu problema asta în care nu mai pot, poate lumea să scoată skin-uri, la modul apare că scot skin-ul, dar nu le apare lor în sistem și nu știu, e nebunie foarte, foarte mare. Te pup, Octa Productions, bună tata, Enixon, Răzvan, Lara, acolo, Goculeț, Tony, Bevic, Motan, salutare, Larisuca, mea, bine ați venit pe stream, chat disable. Nici chat-ul n-am apucat să-l pun, Doamne, nu mai pot. Stați un pic că trebuie să mă duc aici frumos să dau pop-out la chat, două secunde. Neața fine, neața, neața tuturor. Hai acolo cu like-urile alea puternice, boys, pentru început, că dăm azi 10 skin-uri. Din păcate ne-am cam, cum să spun eu, ne-am cam amânat problema asta cu și tombola asta cu GG Drop-ul. Dar de ce așa întuneric la mine cameră? Bă, ce trebuie să rezolvăm neapărat, dar imediat. Mai întâi punem chat-ul, like-urile le avem, dar nici like-urile nu le am. Hai de capul meu. Mă, stați un pic, boys. Stați un pic, avem numai probleme pe stream-ul ăsta. Salut, Cotri, salut, Goculeț, salut, gata, avem și like-urile, imediat o să se actualizeze. Așa, ce nu mai avem? Haideți, ziceți-mi repede ce nu mai avem. Schimb un pic scena, guys, schimb un pic scena, pentru că vreau să mă duc să trag un piper de aua și să mut ceva de acolo. Imediat, bine? Imediat. Nu prea avem lumină în cameră și nu e bine, cea, nu e bine, nu e bine. Stați un pic. Deci,
Mâncava-și gura voastră. Uite, mai bine acum să mă vedeți și pe mine. Mai bine, hai că mai bine că să mă bată mama. Nu mă văd deloc, dar nu contează. Asta este, ia. Așa, nu-i problemă de război. Salut, salut, salut tuturor, Alex Puiu, salut Cotri, încă o dată Tiki, te salut, bine. Se vede că te simți mult mai bine. Da, sunt mult mai bine, sincer, în sfârșit mi-a trecut și mie 80% din răceală și asta e foarte, foarte tare. Băi, astăzi o să discutăm împreună. Te pun furt portofele, bine ai venit pe stream. Astăzi o să discutăm despre update-ul care s-a băgat, da? Și să vedem dacă, nu știu, v-ați confruntat cu probleme de genul. În primul și în primul rând, tu dacă scoți un item de pe site sau dacă ție spică un item, asta nu știu dacă e sigur sau nu, de la drop din CS sau în principiu dacă faci un trade oricum, nu o să fie vizibil itemul respectiv în inventarul tău 10 zile. Și asta vă dați seama că automat afectează foarte, foarte tare site urile astea de gambling și de case opening. Și nu știu ce e de făcut, sincer, pentru că uitați-vă, hai să vă spun de ce am pus și titlul ăsta, că nu e vreun clickbait sau ceva. Am încercat ieri să scot un item de pe GG Drop și nu mă lăsa să-l scot, deși aveam liber la withdraw, aveam tot ce trebuie. Am vorbit cu managerul și mi-a spus: băi frate, așteaptă momentan câteva zile, adică tu dacă vrei să scoți alte iteme, încearcă, dar s-ar putea să nu te lase pentru că e problema asta cu update-ul de la Steam. Și e cam nasolic, e cam nasolic. Și nu știu, o să ne afecteze pe foarte mulți dintre noi, dar nu știu de ce ne-au trântit chestia asta cei de la Valve. Panciu zicea că din cauza acelor întâmplate la major, ăla care a venit a distrus trofeul nebunii, că au fost plătiți să ia pe acolo, dar nu știu dacă are neapărat legătură sau dacă s-a referit la altceva. În fine, pentru început o să facem un opening pe GG Drop, extragem și cele 10 persoane, cei 10 norocoși care au depus pe luna martie, de pe 1 martie până pe 31, minimul dolar cu codul VRS pe GG Drop. În cazul care mai doriți să vă scrieți, aveți în descriere sau un pin comment, da, ceea ce trebuie să faceți este specificată și pentru cei care s-au înscris, dar și pentru cei care nu s-au înscris, dar trebuie să trimiteți poză cu vada plății pe Instagram și plus user ID-ul vostru pe care îl găsiți aici, uite, în dreapta, în search. Deci după user, slash și codul ăla, da? Foarte, foarte, foarte atenți să fiți, să nu dați alte coduri, să trimitem la alte persoane, da? Deci, nasol, pe mine m-a luat o răceală spurșucată, însă dușire gravnică îți doresc. Băi, dar vreau și eu niște muzici de-astea mai așa, mai pe forță, mai pe matinalitate. Bună, Bulan, bună, bună, bună dimineața! Am 1500 de euro blocați pe chat, cum adică? Unde? Pe site, da, nu pe chat, am mai speriat. De când am mai intrat pe aici, te pup, White Knight Road, te pup, bun. Vreau să dăm drumul și la stream pe TikTok până una ta, doamnelor și domnilor. Să vedem dacă suntem bine așezați. Așa. Ok, perfect, e în regulă. Ne-au zis și bine, ne vedem. Parcă nu mă văd eu cum ar trebui să mă văd. Mă văd un pic ciudat. De ce mă văd așa ciudat, guys? Și nici camera nu e centrată. Doamne, câte probleme. Doamne, câte probleme. Așa e, mâncați-aș gura ta, că nu ai chef de discuții și nu te mai oprește Dumnezeu din vorbit. Asta este, bun. Deci noul update din CS2 ne-a distrus și dăm așa go live stream. Ok, dăm go live și gata, avem și live-ul. Și update s-a făcut, pe ce să vorbim? Deși am vorbit și v-am spus deja care-i treaba și nu știu ce-i de făcut chat. Nu știu ce-i de făcut, din păcate, în privința asta, că am dat și drumul la stream și postăm și TikTok-ul. Uite, avem 31 de like-uri, hai să facem 40 de like-uri pentru energia și pozitivitatea. Băi, vreau să spuneți dacă mă aud bine, pentru că ce credeți? M-am băgat la creație și am spălat pe un filtor, l-am trătit în apă, l-am trătit în vană și e mult mai curat față de cum era înainte. Dar nu știu cât de bine mă aud acum, sincer. Bun, deci dacă vreți să vă mai înscrieți la tombola de pe GG Drop, încă puteți să vă scrieți minimul dolar cu codul VRS, prin skin-uri, prin PayPal, Visa, ce vreți voi, de pe 777. Deci abonatul care face vraj în CS2, bun. Și dăm aici frumos, dăm upload, punem și te pup, Kio. Momentan trebuie doar să aștepți, ok? Păi asta e chestia, pentru că am încercat să le trag de pe alte site-uri și nu mă lasă. Adică, în principiu, am auzit treaba asta la alte persoane, dar uite că, din păcate, am pățit-o și eu pe propria mea pele, domnule Kio. Bun, am postat aici și TikTok-ul, guys, să spuneți dacă e bine. Deci abonatul care face vrăj în CS2. Ne vedem pe live cu 10 skin-uri cadou pentru voi. Așa, am postat și TikTok-ul pentru cine vrea să vină să vadă sau așa. Gen, nu te-am întrebat, zice Cali. Ce nu m-ai întrebat, mă, Cali? Vorbeam cu un abonat de pe YouTube, că sunt live și pe YouTube. Te pup, brodere, bine ai venit pe stream. Interesat de YouTube? Nu, sunt live și pe YouTube, chat, am dat drumul și pe YouTube și pe TikTok. Bun, deci facem un opening pe GG Drop, după care tipul care, mă rog, în timp ce deschidem cutii, vorbim și despre update-ul din CS2, care s-a băgat odată cu stickerele de la Champions. Am făcut și eu clip cu regele IME.
Deci da, trebuie să schimbată metoda prin care se verifică faptul că s-au acceptat trade-urile. Și oare care ar fi metoda? Bună Cristi, Roxana, VTM, bine ai venit pe stream, mersi mult de follow. Hai chat acolo cu 40 de like-uri. Primul și în primul rând cred că avem noi o rotire gratuită dacă vreți să intrați și voi pe GG Drop. Și nu uitați că dacă vreți să câștigați unul din cele 10 skin-uri pe care le avem în inventarul meu, trebuie să depuneți minimul $1 codul Vereș, da? Aveți în descriere și trebuie să dați like neapărat, foarte important, și cei care au depus trebuie să dați like la, la postare, da? Deci trebuie să dați like aici, foarte important. Bă, ce cu melodia asta? Hai să ne punem melodiile noastre că ne-au zăpăcit. Din păcate pentru weekendul ăsta nu avem melodii care să ne încânte așa mult. Prin cookie-urile de la browser se lucrează la asta, serios? Mă, uite-l pe Kyo, developerul de site-urile de gambling acolo, tap tap, adevărat, pune și cufere. Bun, hai să mai dăm o dată să băgăm codul nostru de la GG Drop, uite, de la roată. Uite, îl aveți și voi în descriere, dacă vreți să îl folosiți, vă poate pica un skin sau o cutie gratuită. Ștefan, te pup, Vicaio, deci dacă ați băgat sau depus până pe 31 martie, trebuie doar să fiți pe like și să dați like la ultima postare sau poză de pe Instagram cu Hedrix, da? Asta e așa de la mine, că mă ajută foarte mult like-ul vostru și rest să fiți pe live. Deci să fiți pe live și să dați like. Dacă n-ați făcut încă, trebuie să dați like, să depuneți și să dați dovada și să dați userul de pe GG Drop. Ce să fac și eu? Trebuie un cărucior nou? Lasă, brodere, că se rezolvă. Sănătos să fim, domnule Chioc, și fericiți, că asta e cel mai important. Depun și mersi mult de susținere. Bun. Ok. Hai să vedem la ce cutiuțe ne putem băga. Mai farmăm puțin la Fireplace, după care ne punem să vorbim despre nou update, bine? Care practic nu e neapărat nou update, dar din păcate, uite, e update-ul care ne afectează destul de mult pe noi, ăștia care facem trade-urile, știi? Și facem trade-uri, uite, de exemplu, eu vreau să scot acum pe live-ul ăsta un cuțit de pe GG Drop de vreo 800-900 și nu pot. Ce crezi? Pentru că din păcate, sau cel puțin încercăm să vedem, dar nu pot în principiu pentru că, na, uite, nu e nasol de la nou update. Pe YouTube dacă te caută spune că ai canal periculos. Du-te, mă, de aici, n-are cum, e imposibil, brodere. Andrei Vereș, Andrei Vereș. Te pup, Denis Cotea, te pup, Ștefan acolo, Zed, salut băieții mei, bine ați venit pe stream chat, bine ați venit aici, rău ați nimerit. Deci ăsta e update-ul cu... Uite, obiectele Counter-Strike gestionate și primite în urma schimbilor nu vor fi vizibile celorlalți utilizatori în inventarul tău Steam timp de 10 zile. Și automat, dacă nu sunt vizibile, nu pot să facă trade-uri boții. Și asta e nașpa. Cosmin acolo, Denis Cotea cu 65 de trandafiri, Alex GT, salut, brotherilor! Uite, și pe Larisuca cu cadou la puternică, jale, dar ce să facem, chat? Băi, o să am și eu nevoie de ajutorul vostru, că o să vreau să scot un cuțit, dar asta mai încolo, bine? Să vedem dacă ne lasă, dacă nu, încercăm mâine. Bun, hai că e bine, suntem pe energie și pozitivitate, doamnelor și domnilor. Vreau să vedem dacă s-a postat și TikTok-ul. Îmi cer mii de scuze că vorbesc atât de mult, dar vă rog frumos, nu mă înjurați. Atâta vă rog, chat, să nu mă înjurați. Ciao, Luca, ciao. Așa, ia să vedem aici dacă s-a postat. Ia să vedem, s-a postat, cred că da. Ia uite, s-a postat, da. E bine că avem 85 de vizualizări și 3 like-uri, dar e bine rău de tot, guys. A făcut chestia asta, de zici că trebuie să te lași de el. Măi, știi care-i treaba? Acum nu vă afectează pe majoritatea, că doar până la urmă nu vă oprește din a vă juca. Că de jucat totuși vă jucați. Dar uite, a punctat Panciu, care face și el YouTube, o chestie super mișto. Și sincer, chiar îi dau dreptate, chit că mulți cumva l-au contrazis ieri pe live. Pingu, te pun, mersi mult de cadouri! Că în momentul de față, sincer, nu mai e rentabil și nu mai merită să te joci pentru drop. La modul că dacă nu spică un kilowatt, e degeaba. La modul, pentru că cutiile sunt foarte, foarte ieftine. Au ajuns la un preț în care, sincer, ați văzut și voi cât de ieftine sunt. Te pup, Pingule, mersi mult de cadou, rege! Mamă, câte cadouri de la Pingu acolo! Te pup, frățiorule! Mersi mult, frățiorul meu! Te pup, Sizol, salut! Băi, vă aștept și pe YouTube cu like să facem măcar 100 de like-uri astăzi. Te pup, Marvi, salut! Salut tuturor! Dark, da, om cu umor negru. Bro, fix acum a scos un skin de pe Kidro. Păi, Ștefan, știi care-i treaba? Unele merg, unele nu. Deci trebuie cumva să ai și noroc. Dar în majoritatea cazurilor, skin-urile astea mai scumpe nu merg. Mamă, câte cadouri de la Pingu, bă, băiatule. Bă, mersi mult, Cătălin Rațiu, salut. Ce zici, Sizol? O cutie și pentru mine ceva? Sigur, ne ducem acum și deschidem pentru tine cutia 2024. Salut, vrei să faci reacție la melodia de pe contul meu? Am lăsat-o astăzi, drăgușin. Da, încercăm să ne uităm. Ia să vedem un USP kill confort care s-ar putea să fie scump. Bine, Sizoale, ăsta ești tu cu adevărat. Acum să vină sutica. Dacă vedeți ce melodie am pus la 10 euro în cava și gura voastră, dar vă dau un mic sneak peek. Dacă vedeți ce mi-a făcut Imogen ieri, nu știu dacă ați fost ieri pe live stream la Imogen, dar vă dau așa un mic sneak peek să vedeți ce am pus la donația de zi. Ai, m-a învățat bine Imogen, ia fiți atenți.
Este Andrei Bereș păciat, a vrut să se fută în parc. Atâta, mai mult nu mă arăt, mai mult. Băi, efectiv mi-a făcut ziua mai frumoasă. Mi-a făcut o dedicație, chat. Mi-a făcut o dedicație. Te pun, Mădălinu, ce update s-a făcut? Din păcate, e problemă foarte mare cu trading-ul. E problemă foarte, foarte mare cu trading-ul, întrucât nu mai prea poți face trade-uri cum trebuie și unele, majoritatea screen-urilor de pe site-uri sunt blocate. What the fuck? Nu cred că vreți să o vedeți pe toată. Nu cred că să vreți, nu, deci nu cred că vreți să o vedeți pe toată, chat. Te pup, Darius, te pup Alex Trost, regele. Regele, tată, regele. Mamă, mamă, am nebunit acolo. Că așa. Băi, cred că e cam tare un pic muzica. O să dăm mai încet, bine? Hai cu toată. Nu, nu arată pe toată. Nu, nu arată că nu-i frumos. Ne demonetizează live-ul. Bună, Marius, te pup, rege. Da, măi, din păcate e problemă mare cu skin-urile și nu știu ce-i de făcut. Uite, de exemplu, dacă eu îți dau ție un skin, acum a câștigat la giveaway. Deci eu vă trimit skin-urile pe care vi le dau astăzi la giveaway. În inventarul vostru eu nu pot să văd că v-am trimis skin-urile, pentru că o să fie... Nu se poate să fie vizibile timp de 10 zile. Deci eu cumva, doar dovada, desigur, dovada pe care o am e că ți-am trimis trade-ul în trade history pe Steam. Dar eu dacă intru pe inventarul tău, eu nu pot să văd că ți-am trimis skin-ul, pentru că e invizibil 10 zile. Asta e trist. Deci s-a băgat update-ul. Nu știu dacă sunteți la curent, dar e pe bune update-ul. Chat, e pe bune update-ul. Ba, puteți să-mi dați să, dar zic, asta e nasul, frate, că eu dacă vreau să-ți cumpăr un skin de la tine, tu, eu nu pot să ți-l văd. Asta e trist. Și în plus, asta, unul la mână, doi la mână, multe skin-uri nu sunt, nu pot să fie trimise de pe site-uri pentru că sunt blocate, mă înțelegeți? Nu mai sunt blocate 7 zile, sunt blocate acum 10 zile. Deci nu, de la 7 la 10 s-au blocat. Asta e trist. Asta e trist, chat. Și de asta am pus și titlul, pentru că cel puțin pe mine personal mă afectează, pentru că vă dau skin-uri la giveaway, pentru că mai scot și mie câte un skin trag pe dreapta și e trist. Guys, 2 like-uri, ne mai trebuie să facem 40 de like-uri. Eu oricum te mit și zic că mi-ai dat scam. Deci azi extragem tombola de pe GG Drop, da? Cu cei 10 câștigători avem așa, skin-urile astea 4 care sunt untradeable și cred că voi dacă intrați la mine în inventar nu le vedeți. Așa, și mai avem aceste 6 skin-uri de aici până aici, da? De 10 skin-uri pentru 10 câștigători. Așa mai arată că nu poți trimi skin de pe GG Drop. Uite, vezi, ai văzut? Ai văzut, Motan? Deci uite, avem băiat care chiar se confruntă cu problema asta. Tot 7 zile de tradeable. Dar din păcate, Marius, dar cum să zic, pe site-uri e altceva. E într-adevăr 7 zile, dar nu înțeleg logica, Marius. Sau Marvis. Skin-ul e untradeable 7 zile, dar dacă nu poți să fie văzut în inventarul tău 10 zile, care e logica, bro? Deci care e logica aici? Explică-mi. Deci eu, dacă vreau să cumpăr un skin de la tine, clar nu-l văd timp de 10 zile. Doar dacă mă anunț tu că e tradable după 7 zile. Sau cum Dumnezeu lucrează asta, că nu înțeleg. E ceva ce... nu știu. Nu pot descrie în cuvinte, chat. M-au zis bine, tot în regulă, muzica nu-i prea tare, să-mi ziceți. Hai acolo cu tap-tap-urile și cu like-urile, guys. Hai că se poate cu energia și cu pozitivitatea, da? Am uitat să schimb și comanda la Naibo, dar nu-i problemă, nu-i problemă. Salut, Kimo, rege, te pup, regele meu. Te pup, Kimo, salut. Neața, băi, vătămâte, pup, Blackstar, salut tuturor băieții mei. Ce faceți, măi, boi? Să ai la un opening. Bună, Adelina, bună tuturor, 40 de like-uri. S-a stricat CS de tot. Ieri când am pierdut un CPU la upgrader, nu mai zic nimic, Marius, regele, singur om după pământ care bagă 300 de upgrade-uri și câștigă 2. Te pup, șefule. Bună, Gabriela Tudor, bine ai venit pe stream. Ce mai faci, Găbița, cum ești? Toate bune? Cum mai merge cu stream-ul? Că am văzut că bagi acolo la greu pe TikTok. Haide! Elvis, și update se bagă? S-a băgat! Elvis, tata, s-a băgat! Ne-a nenorocit, Elvis! Ne-a nenorocit! Rupem tricou acum pe live, ne-a nenorocit! Dar, bă, chat, cred că o să punem, fiți atenți, mâncava și gura voastră, că nu se mai poate, deci nu se mai poate. Eu cu voi nu mă mai înțeleg. Update CS2. Deci, astăzi nu face nimic decât lăsăm să citească lumea asta. În urma update-ului adăugat acum 2 zile, skin-urile, nu, așa, skin-urile nu mai sunt tradable, sau cum scrie, 7 zile, ci 10 dacă vrei să scoți de pe site-uri. Atâta. Asta e problema cea mare. Dacă îți pică, nu, dacă faci trade
cu mine, skinul tău e invizibil, vizibil 10 zile. Asta e update-ul. Tradeable, tradeable. Așa e, mă, brodere, tradeable. Lasă-mă, șefule, tradable. Ăsta a fost și live-ul. Deci asta numai, deci fiți atenți. Asta e o propo... Nu facem așa, să vedeți mai bine. În urmă așa, skin-urile, virgulă, pune virgulă așa, dar nu se vede, mâncați, aș curata. Așa. Dacă vrei să scoți așa, punem asta în continuare. Așa. Deci asta e update-ul. Pune cu liniuță, da? Pune cu liniuță pentru cine mai intră pe stream. Pentru cine mai intră pe stream. Uite așa frumos, gata. Uite, gata, ai văzut? Gata, asta este update-ul. Și credeți-mă că vă afectează. Dacă jucați, nu știu, dacă vreți, de exemplu, și acum vă scrieți la tombul asta de pe GG Drop, depuneți minimul dolar cu codul meu. Sunt unele iteme pe care poate nu le puteți scoate. Sau dacă îl scoateți, e invizibil 10 zile în inventarul vostru. Și asta automat afectează foarte mult site-urile astea de gambling. Foarte mult. Și nu știu ce vor să facă și ce vor să pună ăștia de la Valve la cale. Dar tare mie să nu fac o manevră, chiar Spaciu spunea, să se ducă naiba toate site-urile astea third party și să nu mai putem da skin-uri la giveaway, că murim cu totul. Moare canalul, la revedere, moare Vere și nu mai are ce mânca. Mă pregătesc să plec spre București, mergem sub prost. A, pe Găbița, ce să face? Mergem înainte. N-are ce face, asta e viața. De când ești live, Valentin, acum am dat drumul la stream. Te pup, Ștefan, te pup, bine ați venit pe stream. Am deschis și o cutie cu caractere și mi-a dat skin de 10 euro. Pe GG Drop ai folosit codul Vereș. Vedeți că acum vă puteți înscrie între mine. Cei care s-au înscris până pe 31 martie nu mai trebuie să facă nimic decât să dea like la postarea asta de pe Instagram, la poza asta, uite, pe care am postat-o aici. Și cei care vor să scrie trebuie să depună minimul dolar cu codul Vereș aici la refill, da? Băgați promo codul, foarte important. Depozitați un singur dolarel prin skin-uri sau prin ce metodă de plată doriți voi, un dolar, așa, e-mail-ul, da, stop up, și după care pe Instagram mă dați dovada, poză cu dovada plății din aplicația băncii voastre, plus de aici userul vostru, mergeți la avatarul vostru la inventar și userul din search bar-ul ăsta lângă user, da? De aici, asta trebuie să faceți. Dacă n-ați făcut, dacă n-ați depus până pe 31, până pe 31 martie, da? Cum e vremea la tine? E destul de ok, e destul de ok. La voi, la tine, cum e vremea pe la Cluj? Cum se duc site-urile? E groasă treaba. Salut, Cătălin Rațiu, salut tuturor. Bine ați venit pe stream. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Hai cu like, cu boys. Hai să vedem ce mai deschidem astăzi. Ce mai deschidem, după care ne punem ușor, ne pregătim să dăm și skin-urile, ne și jucăm împreună, deci e nebunia nebunilor. Cum ar veni? Și încercăm să scoatem un skin de aici. Va trebui să mă ajutați, mă, ca v-aș gura voastră. Noi încercăm să vedem ce skin-uri putem scoate de pe GG Drop, să vă arăt că e chiar problemă mare cu update-ul ăsta nou. Și cu ce update s-a dat? Citește. Cine mai intră pe live, citește ce a scris aici. Stai puțin să facem așa, să facem mai micuț un pic. Uite așa, să citește. Uite, citește aici, nu prea se vede de... Așa, gata, poți să citești, șefule. Gata. Eu nu mai știu dacă era 31 martie sau 1 aprilie. Mamă, dacă e 1 aprilie, trebuie să-mi dai codul, Vica, eu, din păcate. Uite, Nicolae, citește aici, dacă poți să citești, dacă nu, Dumnezeu cu mila, brodere. Ia, poți să citești, se vede pe TikTok. Ah, nu prea se vede. Dar nu știu cum să fac, mă, tată, mă. Că dacă fac mic, nu se vede. Ia, stați un pic, uite așa. Gat. Dar nici așa nu se vede bine. Cred că acum, uite, acum cât de cât se vede bine. Nu mai se mai vede pe YouTube. Aie. Nu aflăm nicio șansă. Ce să bagi operațiune, brodere? Că ne chinuim, noi tot așteptăm să vină anticid, să bagi anticid și nu bagă nimica, brodere. Așteptăm de 450 de ani să ne bagi un anticid, că 40%, ce 40%, 70-80% din jucătorii de pe premier sunt full codați, deci nu există meci în care să nu intri și să nu dai de un codat. Cred că e o zi bună, cred că vă faceți cruce majoritatea când intrați într-un meci de premier și nu dați de codați, pentru că acolo se farmează la greu ratingul ăla, da? Na. Na, mă rog. Deci aflăm, ăsta e update-ul. Ar merge un scribble? Da, Sasuke, ar merge. Te pup, Sasuke, te pup, rege, te pup. Na, se face vreme urâtă la Cluj? O, nașpa. Ai idee de ce când se bagă Danger Zone? Mario, să așteptăm momentan, să vedem. Magic in the air. Deschide pe coro cutia și fanului. Hai. Chat, facem 50 de like-uri, guys. 50 de like-uri în 7, nu. Dacă facem în 5 minute 7 like-uri, îți face 50 de like-uri, e perfect. Să ajungem. E bine că măcar mi-a mai trecut din răceală. Nu știu cum să fac să vedeți mai bine, mâncava și gura voastră. Că dacă nu-ți ba, nu se vede pe TikTok, ba nu se vede pe YouTube. Nu știu cum să fac, da? Măcar, uite, puteți intra pe YouTube și citiți aici ce update s-a făcut în CS2. Bine? Bine, chat.
Deci da, un scribble pe live. Da, hai să vedem ce mai deschidem noi aici. Și după ne băgăm să alegem skin-uri. Să vedem care skin-uri sunt. Mamă, 200 de coco, bine. 45 de like-uri deja, asta zic. Da, mă, cea, nu știu care-i treaba cu update-ul ăsta, sincer, și ce vor să facă ăștia de la Valve, dar după părerea mea, vin cu niște gânduri rele. Deci, sincer, vin cu niște gânduri rele, deși e cumva trist pentru că sunt foarte multe persoane care, de exemplu, scot skin-uri de pe anumite site-uri de astea de gambling și le vând pe Steam ca mai apoi să deschidă cutii. Eu, personal, asta mai fac uneori. Gen, mai las, nu știu, 100 sau 200 de la mine când mai e să deschid cutii într-un clip sau un live de pe site-ul respectiv, de exemplu GG Drop, și le deschid, adică eu cumva tot bani lor le dau, gen, chit că aș putea să bag bani în buzunar, dar mai și vestesc în clipul, nu știu, bani, edituri, bani, case opening-uri, chit că fac mai rar, dar fac, de făcut fac. Bună, Seller, bună, citește aici, Seller, nu mai zic nimica. Nu mai zic nimica, citește. Cine vrea să vadă, să citească aici. Cine nu vede bine pe TikTok, să vină pe YouTube. Cătălin, mersi mult, Pingu, Pung, vă mulțumesc de cadouașe, vă pup. Eduard, salut, Eduard79, salut. Eu skin-urile non-stop, dar vă mai aduceți aminte de vremea în care puteai să faci trade efectiv la orice oră voiai, când doreai, și după s-a băgat nebunia mare, nu mai știu prin ce an, 2016 s-a băgat sau când s-a băgat, în care s-a introdus treaba asta cu... S-a băgat în care s-a introdus. În care s-a introdus treaba asta cu trade-ul de 7 zile. Ai. Pune într-un colț textul respectiv prin OBS. Păi uite, s-a băgat, uite, deci e update oficial, bro. Și eu dacă îți trimit ție un skin seller, o să fie invizibil skin-ul timp de 10 zile. Asta e nașpa, nu știu, uite, scrie aici, frate, uite, scrie aici pe site-ul lor, dacă credeți că mința fac clickbait. Deci s-a băgat pe site-ul lor. Cea, două like-uri, facem 50 de like-uri, hai că se poate cu energie! Haide, șarpili! Așa. Și nici pe Steam nu poți să-l vinzi? Păi, trade-ul ăla de 7 zile a rămas... Dar nu știu cum e treaba, nu știu, sincer, nu știu, că e ceva nou, nu știu. Deci, de la, unii zic că de la 7 zile s-a prelungit treaba la 10 zile. Pe Steam poți să-l vinzi în continuare, sigur că da. Dar să faci trade cu el, nu știu dacă, ori 10 zile, ori 7 zile. Adică e o necunoscută cu totul, Neculai Adrian și Raul Stoica. E o necunoscută cu totul, băieți. Da. Ia două secunde că vreau să văd o chestie aici la ultimul short clip, dacă s-a mai dus. Mamă, vezi că se duce ușor. Guys, v-a plăcut clipul de la postat cu IMEI? Am muncit o zi întreagă, dar sincer mi-a făcut plăcere să pun cadre acolo de la major. E treaba cu trade-ul mai mult. Afectează mai mult trade-urile sau schimburile între iteme, știi? Bune, direct mesaj scurt în, cu 3 hole 10 zile sub reclama Skiz Monkey. Uite, altul, ce update s-a băgat în CS? Ai. Avram intră pe live și citește asta. Ai, lasă, bro, Darius, care nu-i problemă. Bună, vă gândesc, câte persoane sunt în listă? Uai, haideți să vă arăt lista de pe GG Drop. 131 de persoane, dar vă dați seama că nu o să fie toate pe live. Și nu știu cum să fac, mă, frate, că mă simt cumva prost, că lumea nu știe când fac extragerea. Uite, de exemplu, noi trebuia să facem extragerea luni, sau când, duminică sau luni, ceva de genul, dar n-am primit lista. Uite, acum, după care s-a mai prelungit toată nebunia asta cu o săptămână. Nu știu cum să fac, mă, frate, deși am pus pe comunitate, am anunțat, am ăsta, dar... Na. Vicaio, nu știu, zice, o să verific mai încolo că fac extragerea. Ce update s-a băgat în CS? Mai zăpăcit, bro, mai zăpăcit. Uite aici, citește, brodere. În urma update-ului adăugat acum două zile, skin-urile nu mai sunt tradable 7 zile, ci 10 dacă vrei să scoți de pe site-uri, gen, sau dacă faci trade tu, schimb cu un prieten. Deci un prieten, dacă îți trimite ție un skin, e un tradable ori 7, ori 10, dar cel puțin invizibil în inventarul tău e 10. Deci nu e vizibil 10 zile în inventarul tău, știi? Și asta e trist cumva, dar mă rog. Chat-ul like, facem 50 de like-uri, hai că se poate. Mă pot băga? Da, da, vă mai puteți înscrie. Sigur, cine nu s-a înscris, se poate înscrie. Trebuie să depuneți minim $1 cu codul VRS pe GG Drop. Îmi trimiteți pe Instagram dovada cu plata din aplicația băncii voastre, userul vostru pe care îl găsiți ducându-vă la inventarul vostru și în search aici, în search barul ăsta, aveți un cod, ăsta îl copiați. Atenție mare, userul din search barul de la inventarul vostru, nu de la plată. Mare grijă, mare grijă. Și să dați like la postarea de pe Instagram, foarte important. Cine n-a dat like e șarpe. Și o notă de la 1 la 10 la pozele astea. Cea, mie poza asta îmi place sincer cel mai mult. Deci mie poza asta îmi place cel mai mult. Restul sunt ce trebuie. Uite, și asta e mișto, rău de tot. Dar asta mi se pare, și astea două sunt superbe, părerea mea. Na.
50 de like-uri. Asta zic, tată, e nasol, mulți nu sunt acasă. Da, din păcate, da, asta e treaba. Da, ce să facem, mergem înainte. Bun, băi, guys, hai să încercăm acum, așa, pe repede înainte, să ne uităm așa după cuțitele astea pe care le avem aici. Deci noi putem scoate cam de până în 900, să spunem. Uite, de exemplu, eu am încercat să scot ăsta, dar nu mă lasă, din cauza... Nu, din cauza Steam-ului, din cauza update-ului băgat de, din cauza update-ului băgat de CS2 sau Valve, nu Steam-ului, scuzați-mă. Deci nu știu ce să zic, hai să încercăm să le căutăm așa pe Steam Market și să vedem, să vedem ce am putea scoate și ce n-am putea scoate, care ar merita. În primul rând eu mă uit la prețurile după buff, da? Pentru că o să vină și vremea când o să le vând și mă interesează și vă recomand și vouă, când vă scoateți un skin, să vă uitați la mai mare, cel puțin, nu știu, de vreo 200, 300, 100, fiecare cum consideră, să vă uitați foarte mult la extensia asta după buff și la prețurile după buff. Extensia se numește Steam Inventory Helper, vă arată cât valorează pe fiecare site, Shadow Pay, Skins Monkey, buff, de asemenea ce ne interesează pe noi, și asta e un, asta e un lucru tare. Bun, și hai să începem cu talonul în primul rând și ne facem o listă cu ce cuțite am putea scoate, da? Bună Ionescu, Cătălin, bună, bună, bine ai venit pe stream. Și hai să facem 60 de like-uri, da? Că la 100 dăm skin-urile. La 100 de like-uri pleacă skin-urile. Dar de ce nu-mi dă și mie? Ui, și merge și prostii, mă, asta zic. Case, hai să-l căutăm doar case. Așa, deci în primul rând al nostru este minimal wear, da? Băi, am putea prinde un blue gem, sincer, dar șansele, vă dați seama că ar fi mai micuțe. Pe buff e 500 de dolari, aici e 793, aproape 800, deci nici bine, dar nici rău e. Nici bine, dar putea să încercăm să vedem cu un case Arden, poate prindem un blue gem pe ele, știi? Na, acum să vedem. Are legătură cu evenimentele de la major? Da, da. Din păcate, uite, chiar Panciu a punctat treaba asta și din păcate, da. Cu Crinaiful, am putea și cu Crinaiful, le cotăm pe toate, da? Uite, hai să ne uităm la Carambit. Să vedem. Deci ăsta e 500, talonul e 500. Hai să ne și notăm într-un notepad. Deci talon case e egal 500 buff. Așa, ia să vedem Carambitul cât e fără Wellworn. Ha, acolo cu susținerea aia puterică, boys, vă mulțumesc mult. Skeleton, ai full la Crimson? Da, 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 asta am vrut să scot, dar din păcate nu m-a lăsat. Scoate-mi ce vreți voi, dar stați un pic că nu știu ce să fac aici. De ce nu-mi găsește, mă, frate? Doamne, deci Steam-ul ăsta, nu știu, parcă tot mai prost merge, nu știu ce să-i fac. Nu știu ce să-i facem. Cum să fac să stau și eu mai bine puțin așa? Ia două secunde chat, un pic, că parcă, dar mă văd bine aici, nu știu ce nu mă văd bine aici. Bun, deci al nostru este Wellworn. Ia, salut militarul, te pup, rege. Militarul, deci Wellworn și pe bavi 661. Not bad carabitul ăsta, not bad. Vezi că not bad deloc. 661. Bun, carambitul, chestardă. Poate prinde și un blue gem, atenție. Bun. Până acum îl punem un X la ăsta, că ăsta ar fi cel mai bun. Am bifat cel mai jalnic update, dar ce update e? Te pup, brodere. Oh my god, o să mă rupă băieții. Băi, dar ce, voi nu verificați update-urile astea? Mâncava și curaba. Uite, citiți aici. Citiți aici update-ul care ne afectează pe toți. O să plângem. Câți bani ai făcut până acum? Unde, Gabi? De unde să fac bani? De unde să fac bani? Băi, chat, ați văzut că vrea, că se discută treaba asta cu Anafu să se pună mai ăștia, mai, să se pună pe TikToker din cauza că Nelson Mondialu a luat legătura cu ăștia de la Fisc și a vrut cumva să se răzbună pe Nelson, pe, nu știu, pe Nelson Mondialu. Deci Nelson a vrut să se răzbune pe Nicolae Guță. Ai de capul meu, bă, dau câți bani acolo să mă bată, mama, e nebun. E mare, regele Guță, tata, regele. A, asta ai zis și în clip, e jale. Au, vezi cine urmărește clipul tu, JY? Vezi cine urmărește clipul? V-ați scris la tombola de pe GG Drop, dăm 10 skin-uri cadou astăzi. Atenție mare, aveți în descriere. Dacă ați făcut deja regula, e bine. Dacă nu, nu e bine. Faceți-o. Bun, ce mai avem pe aici? Flip Knife Fade. Ia să vedem, Flip Knife Fade-ul ăsta. Băi, la Fade, dacă prindem un pattern bun, e ce trebuie. Mamă, păi cred că Gabi, dacă a făcut 100 de lei, e bine, mă crez. Deci 100 de lei maxim. Da, uite-te și tu, nu-mi dă... Mamă, cât de prost merge. Ce coine ai la major? Gold am. Ăsta al nostru e Factor Renew. Gold a făcut datorită lui Jaxi. 4 like-uri, să facem, guys, 60 de like-uri, da? Vă vezi că nici ăsta n-ar fi rău.
Vezi că nici ăsta n-ar fi rău. 658 pe buff. Mamă, o să fie greu, chat. O să fie greu, chat. Bă, ăsta e 650. Mamă, o să fie. Și la ăsta e bun. Și la Jaxi, da, și la ăsta e bun. Hai să vedem Flip Knife-ul ăsta, că e nebunie mare cu Flip Knife-ul ăsta gamma Doppler. Ia. Că aici s-ar putea să dăm o lovitură mare. Salut, Adiță, salut tuturor, băieți. Azi extragem tombola pentru luna martie de pe CC Drop cu cei 10 câștigători, 10 skin-uri, 100 de euro. Deci pe noi ne interesează și Factory New și Minimal Wear. Factory New 596. Bă, ăsta e 740. Și da și nu da de văzut. Hai să le dăm și un inspect în joc. Guys. Imediat. Ne uităm la toate, ne uităm la tot ce am ales. Ne uităm. Bună, Jimmy. Bună, băieții mei. Bine ați venit pe stream. Mai acolo cu like pentru frățiorul Vărești, că n-am mai făcut live de o grămadă de timp. Ai zis asta și la finalul live-ului trecut. Ce am zis cu trade-ul? Bruda s-a băgat acum două zile. Ce să zic? Știu că se vede nașpa pe TikTok. Rezolvăm acum. Salut, Flavius, salut băieții mei, bine ați venit, ce faceți, cum sunteți, mamă ce mă bucur aici, hai cu like, cu chat, bă, dacă facem 150 de like-uri aș fi cel mai fericit. Bun, hai să dăm inspect și la cuțite, totuși, dacă tot te pup, tu cai, regele, tu cai care și-a făcut gagică, te pup, rege, care are... Uaaa! Este Andrei Bereș, bă, chat, no! A vrut să se pută în parc, tata s-a spus că nu-i bine. Vrea să facă dragoste, dar nu lasă. Să fac dragoste, dar nu mă lasă. Mă ține mereu închis în casă. Toată lumea! Na, Ionescu, Cătălin cu 10 euro spun ala și mersi pentru ajutor. De pup, Ionescule. Băi, chat, ziceți-mi ce părere aveți de dedicația de mi-a făcut-o Imogen ieri pe live. Repede, de dedicația pe care mi-a făcut-o Imogen pe live ieri. Ai, top. Mamă, te pup, Ionescu, mersi frumos, rege. Te pup. A venit cu susținerea aia mare, cum zice și găul acolo. Mamă, Ionescule. Ai. Ne-a rupt regele Imogen. Ăsta e Factory New. Bă, vezi că nu se vede top. Ar merge să... Uai, cum se vede ăsta. Mersi mult, Ionescu. Bună, Daviduțule. Salut tuturor. Ce să zic, măi, tu, că încerc să scot un cuțit aici, dar nu știu dacă reușim. Deci Flip n-ai fuciat, ia minim... Nu, stai, trag. Minimal Wear ne-ar interesa, dar nu avem Minimal Wear, oare? Dar Factory New aici avem. Dar stat track fake. Violeta, mersi mult de follow. E frumos, rău flipul ăsta, Bereș. Păi, știi care e treaba? Pe mine mă interesează și prețul de pe buff, știi? Na, cu cât e mai ieftin pe site, cu atât mai scump pe buff. A, eu mă mandevră, vă învăț și pe voi. Știi ce zic, Emi? Știi ce zic, bro? Nix, mersi mult de cadou așa acolo pe TikTok. Mulțumesc, Nix, Q-pute, pup. Emi, Danilux, salut băieții mei, salut. Nu uitați, dacă vreți să vă participați la tombolă, verificați descrierea chat. Bă, dar nu știu, m-am atașat așa de mult, atât de mult de dedicația asta făcută de Imogen. Vă mai pun o dată, că m-a atins așa la suflet, ascultați-o doar. Deci pe bune, că... Este Andrei Bereș, bă, chat. A vrut să se fută în parc. Tata s-a spus că nu-i bine. Ai, ne-a rupt, bă, ne-a rupt, Imogen. Ne-a rupt pe genunchi. La revedere, te pup, Ionescule. Și mult succes, mulțumesc mult. Și mulțumim de alertă, Ionescu. Mulțumim mult de alertă, Ionescule, te pup. Ai. A avut și live? Deja le, băi, așa om, deci, hai de capul meu. Hai să dăm inspect și la Talon, totuși, să vedem cum e. Domnule Panciu, repede o părere despre nou update. O părere despre nou, despre update-ul despre care ai discutat și tu ieri, domnule Panciu. Dar nu merge ăsta, stimu? Uai, ne-a rupt, bă, ne-a rupt. Mersi mult, Nix, mersi frumos de cadouașe. Ha, mă, ce greu merge stimu. Combinații cu cuțite? Da, vedem ce putem scoate și ne uităm la prețurile după buff. Dar nu prea vrea stimu să ne arate, știi? Cam extensia asta și... Bă, da, du-te, băi, de aici, că...
Uitați-vă chat. Dar oare nu încălzește din cauza la steluța asta? Merge update-ul, nu e chiar așa rău? Nu știu ce să zic, pancile. Pe mine mă cam afectează puțin așa. Că uite, chiar ieri am vrut să scot ceva și nu m-a lăsat. Mamă, ăsta n-are nici pic de blue gem. Hai de capul meu. Hai, lasă-o așa, de pace. Mă rog, ăsta e de pe Steam. Noi putem să-l prinde de pe GG Drop. Na. Bun, Karambit-ul. Iar să-i dăm un inspect la Karambit. Luăm fiecare skin pe rând, da, chat? Luăm fiecare skin și ne uităm împreună. Se poate, se putea și mai rău. Hai acolo cu like-urile alea puternice. Mai avem nevoie de 5 like-uri să facem 70 de like-uri. Suntem cei mai... Ce update s-a făcut? Crixul, citește aici. În urma update-ului adăugat acum 2 zile, skin-urile nu mai pot, nu mai sunt tradable, 7 zile ci 10, dacă vrei să scoți de pe site-uri. Dacă faci trade cu mine, skin-ul tău e invizibil 10 zile. Doamne, sunt prost rău de tot. Hai să vedem ăsta cum ar fi oare, cum s-ar vedea așa în joc. N-ar fi rău. Mă, n-ar fi chiar așa dacă prindem și un pic de blue gem. Da, na, oricum, ca și preț merge. Așa, flip-ul la flip knife fade. Cam uitat să le dăm inspect, de asta le luăm acum din nou. Nu mă jurați. Să nu te mai complici cu marketul ăsta de caca? Cum adică să nu mai complic cu marketul de caca? A, să nu mai vinzi pe market sau cum? Că nu înțeleg. Sau ce? La ce vrei să spui acolo, tataie? Și fade-ul e frumos, și fade-ul e frumos. Wow. Dacă prindem un fade de la un float bun, e ce trebuie. Ok, mergem mai departe. Deci la gamma dropper ne-am uitat. La Bayonet Marble Fade. Hai să vedem la ce preț găsim Bayonet Marble Fade-ul. Și cum se vede în joc. Hai acolo cu susținerea nebună, chat-ule! Mamă, câtă energie avem în această zi minunată! Minunată! De sâmbătă, chat, de sâmbătă. Mai luăm o gură de apă că cam rămânem fără guriță. Și baioneta a noastră e Factory New. 760 pe site. Hai să vedem cât ar costa pe buff. 576. Da, nu era, nu era. Mă rog, asta are și zgârieturi aici și... Bă! Ionescu cu 20 de coco! Dar aici nu mai avem alerta cu imogen. Dar... Aici avem manele, Ionescule, ne-ai rupt! Mamă! Auzi, Ionescule, trebuie să pun dedicația cu Imogen la 20 de euro sau la 5 de euro. Te fu, băi, chat. Dacă vrei să-i dați un subscribe lui Ionescu, hai că încercăm să-l găsim aici. Ia, Ionescu Cătălin, ia. Ia, Ionescu Cătălin, îl găsim oare? Nu, dacă nu, stai că dăm, luăm canalul de pe YouTube. Unde, uite aici. Dacă vreți să lăsați un subscribe în capul jucurilor voastre, că a venit cu 30 de coco. Uite, vă las link de la canalul lui aici, să-i dea și lui subscribe, face și live-uri. Uite, activați și clopoțelul. Nu știu cum de nu l-aveam activat, scuză-mă, Ionescule, n-a fost cu intenția rea. Neața, care e update-ul? Ăsta e update-ul, bro. Mulțumesc de share, mulțumesc de susținere. Mamă, am făcut deja 70 de like-uri, mamă, ne duce către 100. Chat, 30 de like-uri, ne mai trebuie și extragem skin-urile pentru voi. A venit și Ionescu cu 30 de coco. Mamă, te pup, Ionescule, te pup. N-am cuvinte, brodere, să-ți mulțumesc. Mersi mult din tot sufletul, nu mai zic nimic, n-am cuvinte. Ești genial, bro, ești genial. Bun, baioneta se vede mișto, dar v-am spus, ar putea să aibă câteva zgârieturi aici. Ar trebui să o prindem la un float foarte bun ca să... Așa, M9 Bayonet Case Sardă. Deci, la preț nu prea mă avantajează, sincer, din păcate. Nu, te pup, Victor, te pup. E, nu e game changer. Totuși, băi, nu e game changer. Budi, dar din păcate, dacă faci trader sau, de exemplu, eu dacă îți trimiți un skin, eu n-am, cumva, dacă eu intru pe inventarul tău, eu nu am cumva dovadă dacă eu ți-am trimis skin-ul. Sau tu cumva poți să mă faci vorba aia scammer că eu ți-am trimis skin-ul. Chit că eu dacă mă duc la trade history pe Steam-ul meu și văd că am făcut trade am doi, acolo se vede. Dar în inventarul tău nu se vede skin-ul. Asta e trist. Înțelegi? Asta e trist cumva. Iar tu dacă, de exemplu, prin absurd vrei să depui, nu știu, niște bănuți pe GG Drop, vrei să ceri norocul, spui că ceva bun, nu poți să-l scoți, că poate itemul nu e tradable din cauza... Și multe, foarte multe site-uri se confruntă cu problema asta, aia e problema cea mare. Te pup, Marius Lasco, domnule Marius, bine ați venit pe stream. A noastră e minimal wear. Ok, s-ar putea să fie bombă marioneta asta. Bun. Și M9 baionetul ăsta trecem în listă. Mamă, vedeți că astăzi scoatem case hardenuri. Uite, deci cât e asta? 600 cât? 600, cât e pe ăsta? 660. Mamă, dacă o prindem și la un float bun.
punem și un X aici. Și să vedem cum e în joc, cum se vede în joc. Dar de ce nu ne lasă să-i dăm inspect? Alo. Alo, chatule. O căutăm aici la mine. Încercăm să ne scoatem o skin, de asta ne uităm acum să vedem dacă chiar e pe bune sau nu e pe bune. Ideea e că ei vor să facă gamblerii să investească banii cu tinerilor. Păi da, măi, brodere, dar sunt foarte mult, foarte mulți oameni care, de exemplu, scot de pe site-uri anumite skin-uri, așa, indiferent că au câștigat la Caterinca sau nu, și după tot cumva, eu cel puțin asta fac, știi? Și o făceam și înainte până să am parteneriate. Încercam norocul pe site-uri, dacă câștigam ceva, scoteam, vindeam pe Steam și deschideam cutii sau capsule pentru content. Bine, eu fac asta pentru content, nu că vreau eu neapărat, știi, că pentru content, na, pentru voi. Cea, dacă o prindem, mamă, dacă o prindem, deși minimal wear. Ionese! Este îți dau de celă ca să-i trăim o gen. Vrea să facă dragoste, dar nu-l lasă. Dar subține numai chis în casă. Vrea să facă dragoste, da, nu lasă. Să fac dragoste, tata nu mă lasă. Mă ține mereu închis în casă. Hai, chatule! Te pup, Ionescu, cu 10 euro. Băi, dar nu știu, mă simt și așa că am pus alerta asta. Dar știu că a fost făcută dedicația cu dragă inimă de Imogen sau așa, dar nu știu, mă simt și așa că am pus, adică cum să o pun la, și nu știu, bro, mă simt prost. Eu sunt un foarte așa simțit de fel și așa mă simt prost că am pus-o, dar îmi place prea mult, știi? Îmi place prea mult cum a cântat instrumentalul. Deci nu știu, nu, m-am îndrăgostit efectiv de melodie, m-am îndrăgostit de dedicație, de tot. Nu știu, m-a dat pe spate. No homo, te pup, Ionescule, te pup. O să încercăm să modificăm dacă e pe viitor. Vedem, da? E bine așa, Ionescu, crede-mă. Eu inițial la un euro voiam să pun să cânte 10 minute. Uite, hai să-i dăm și moderatorului Ionescu, frate, că a venit aici cu 40 de euro. Nu mai zic nimic, adică un plugăul aproape, ce să mai... Bun, chat, e bună baioneta asta, e bună. Și eu sper să ne faci încerca să scot banii din curul lor, nu să-i îmbogățesc pe ei, vezi? Da, mă, nu știu, e tare dubios update-ul ăsta. Vă mulțumesc pentru Zuko, mersi de follow, Tom, Andrei, de share, vă pup pe toți beții după TikTok, suntem live și pe YouTube. Dăm 10 skin-uri cadou pentru voi. Mamă, de ce alertă, doamne, voi, dar mă, nu știu, mă bine dispune atât de mult, ce n-aveți idee. Și cred că se vede pe mine energia pe care o am, de-abia îmi găsesc cuvintele. Bun, cu Green Knife Minimal Wear, Case Arden. 573 și, wow, ăsta e la bafte rupe. Ăsta la bafte rupe, e frumos cu Green Knife-ul. E frumos, dar uite, dacă n-are pic de blue gem, nicio șansă, sincer. Dacă uitați-vă animații ce are ăsta. Mersi mult, ai Alexandru, de subscribe. Mersi mult, Ștefania Rogojinaru, salut. Shaizaman, vă pup pe toți. Și-a dat interesul, foarte frumos a cântat. Cum dai ale 10 skin-uri pe GG Europa? Aici pe YouTube le dăm, ai Alexandru, aici pe YouTube. Trebuie, aveți în descriere ce trebuie să faceți, bine? Dacă vreți, vă mai puteți înscrie în continuare. Vă mai puteți... Bă, mă, brodere! A vrut să se fută în parc, dar tasu a spus că nu-i bine. Vrea să facă dragoste, dar nu-l lasă. Tasu ține numai închis în casă. Vrea să facă dragoste, dar nu-l lasă. Să fac dragoste, dar nu mă lasă. Mă ține mereu închis în casă. Toată lumea! Și aici ce crezi, mă, că am văzut greu asta? I s-a speriat mâța, sau mutatul, pardon. S-a speriat Iancu. Guys, ce părere aveți de alerta asta la... Te vă... Dacă este NFL, este star, ce anume, Niculai? Ce părere aveți? Și asta e o părere sinceră. Mersi mult, Ionescu. Bă, dar de ce nu se aude când ne-a s-a umplut găulul? Mersi mult, Ionescu, le mersi frumos, regele meu. Mersi mult, mă, dar nu te mai deranja pe bun, Ionescu, mă simt prost. Mă, trebuie să vii să-ți dau un apăcheș live, nu? Așa, bun, chat, deci cu Clean Eye Food, dar v-am spus, dacă nu e cu KSR, nu e cu Blue Gen, cu astea, din păcate, nu. Și ultima adiție, ca să zic așa, ultima chestie pe care, sincer, chiar aș vrea și mi-aș dori să o scot, dar nu m-a lăsat, din păcate, seara am vrut să testez, m-a lăsat GG Drop-ul, este acest scheleton filtested,
care, deși este zgâriat, e valorat destul de bine. E la o valoare destul de bună pe, pe buff. Ia uitați-l. Și mi-aș dori sincer un Skeleton care are animație foarte frumoasă. Mersi mult, Măionescule. Îți dau 10 euro așa. Deci n-am cuvinte, brodere. E fără nicio obligație, plăcerea mea. Mersi mult, chat. Hai măcar cu un subscribe la Ionescu chat. Vă rog eu mult din suflet. Unde e aici? Uite, vă mai las aici. Deci, uite, are 135 de abonați. Îi dăm un subscriber, rog frumos, măcar să facă măcar 150 de abonați să facă. Sau 140. Lasă că o să mai dăm canalul pe cea, nu-i problemă. Să dea, și dacă cineva nu are cont pe GG Drop, poate câștiga, nu? Păi bro, pe GG Drop îți faci cont, te loghezi cu Steam-ul, e safe și faci regulile din descriere. Dacă nu, cumva ai depus până pe 31 martie, gen pe toată întreaga lună martie, gen. Ai avut 31 de zile la dispoziție să depui un singur dolarel cu codul Vereș. Dacă ai făcut, tu ești în listă, că am deja lista aici pregătită. Uite, aici cu 130 de persoane. Asta am primit-o de la manager. Și dacă vreți să vă mai înscrieți, îmi dați pe Instagram userul vostru și dovada cu plata, că ați depozitat acum pe live. Deci da. Și mi-aș dori și eu un cuțit. Lasă că mai dăm cuțite la giveaway și o să facem și turneu. Chat, o rugăminte. Facem 90 de like-uri. Vă rog, frățiorul vostru. Poate facem și 100. Facem, ce ziceți? Reușim să facem oare? Ăsta este update-ul, Andrei Pop. Ai auzit de Snowy, următorul star la României, are 17 ani de FPL, a făcut 54 de K. A făcut 54 de K și joacă în iarnă. Focuște, Pop, bine a venit pe stream. Din păcate n-am auzit. Cred că Floki e scris și pe TikTok acolo. N-am auzit, dar e România, e de al nostru. Romanian player, cum ar veni? Caută și Iancu și cântă și Iancu cu el, nu e speriat, adevărat. Și plus sunt o grămadă de oameni din sate, din alte țări, care fac în fiecare lună case opening și de mii de euro și tot noi sunt mulțumiți, Doamne și Jegoș. Da, da, Ștefan, da. Ai dreptate mare. Gândește că 2% din totalul gamblerilor care investesc tot în Steam nu sunt toți content creators. Da, bro, dar nu sunt mulți ca mine. Adică eu am mai văzut persoane care fac asta, știi? Te pup, Andrei, am arătat adineauri pe YouTube, poți să intri să vezi acolo. Bun, deci ăsta e cât e? 691. No, bun, deci hai să-l punem și pe ăsta aici. Opa. Da, mă, chat, întrebarea mea e ce facem? Ce facem acum? Ziceți-mi repede ce facem. Skeleton 691X. Bun. Deci avem până acum 4 cuțite, mâncava și gura voastră. Ce-i site? Este GG Drop. Avem 4 cuțite. 4 cuțite, dintre care 2 cu skin de Kiss Arden, un Fade și un Crimson Web, da? Acum, sincer, nu știu ce să facem, guys, nu știu ce să facem. Am putea încerca, deci carambitul e 660. Ideea e că hai să ne uităm un pic, hai să facem o comparație, da? Talonul nu ne mai interesează, că sincer oferă destul de, adică ăsta e 800 pe site și mie dă pe buff 500, nu prea e combinație. Carambitul Kiss Arden e 878, aici 861, iarăși. Nu știu ce să zic. Flipul e 850 și mi oferă 650, deci cu 250 de euro. M9 Bayonet 870. Te pup, Ionuț, mersi mult de subscribe. Mersi mult, Ionescule, mersi frumos. Nu, Ionuț, vreau să scot eu un cuțit acum și dăm și cele 10 skin-uri pentru persoanele care depozitează un dolar pe GG Drop. Și atenție mare, cei care depun acum pe GG Drop vor fi și vor participa și la tombola pentru luna aprilie, care o să fie făcută extragerea, sau când o să facem extragerea, la sfârșitul lunii aprilie, da? Deci cei care se scriu astăzi și ne-au apucat să se scrie pentru luna martie, se pot scrie și la tombola trecută și la tombola asta, cum ar veni, bine? Deci da, asta e mișto. Doamne, dai să-i pici un flip gamma Doppler. Verescu, zice Tony, Verescu. Dar măi, ce să facem oare? Ce să facem, guys? Ce să facem? Deci ideea e că... Na, nu știu ce să facem. Deci... Hai totuși să le mai căutăm. Să nici nu știu. Poți băga un doar un dolar? Da, domn, da, sigur. Te duci la refil, bagi codul Vereș. Așa și aici, uite. Un dolar, tată. Și te lasă. Îți bagi e-mail-ul și uite, prin Visa normal te lasă. Sigur că da, sigur. Puteți cu skin-uri, cu PayPal, cu... Puteți și mai mult. Aveți o promo de 11% bonus. Deci, na. Sigur că da. Hai să le mai căutăm totuși o dată la upgrade skin-urile, să vedem. Deci în primul rând pe noi ne interesează carabidul, să vedem dacă nu cumva s-a scumpit sau s-a ieftinit. Case, oare îl găsim? Nu îl găsim. Hai să vedem aici carabidul Case Arden. Deci ăsta e Statrac. 900. Mamă, ce a stat, pe că ceva nu e bine. Cred că s-o fi scumpit, ăsta e nebun. F3 case. Wow, cred că
Mamă, cea, cred că o să dăm un pic lovitura, sincer. Cred că o să dăm dacă e, se poate scoate și... Cred că l-am prins la prețuri bune. Ia, flip. De la cât să înceapă? De la 500, să zicem. Ia, fade. Minimal worry și factorinu. Am băgat cam pe 6. E ok, ești listă, da, da. De la 1 e lista până pe 31 martie. De la 1 la 31, da? Salut, salut tuturor. Guys, un like, facem 90 de like-uri. Ionescu ne-a umplut găul, chat. Ne-a umplut găul, ești nebun. Și acum am apus să... Hai, ai, ai, Ionescule, ne-ai rupt, bro. Ne-ai rupt, Ionescule, ne-ai rupt. M-ai pus la treabă aici. Mersi frumos, bro. Mersi mult, 50 de euro. N-am ce să zic, mă, tată. N-am ce să zic. Mersi mult din suflet. Toată stima, brodere. Stai aici, stați un pic, că trebuie să fac aici. Că ne-a rupt Ionescu al nostru, ești nebun. La ora... Cât e acum? 3:14. Așa. Ia, am făcut ceva. Atât. Ai, 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 Ionescule, ne-ai rupt, brodere. Ne-ai rupt, Ionescule, ne-ai rupt. Ne-a rupt, Ionescule. Salut, Andrei, când salut, salut, așa, Ștefan, salut, băieți, ai cu like-ule. Uite, vreau să scot acum un skin și să vă... Ieri cealaltă era băgat 30 de euro codul tău, merge și la giveaway. Ai băgat ieri. Mamă, dăm codul, fii atent, fii atent. Dacă ai depus ieri, ghicuță, fii atent, fratele meu, ești cu mine, da, ești cu mine, brodere. Cum făcea nevoie, ești cu mine, brodere. Te duci aici frumos la pe GG Drop, dai pe click pe avatarul tău și copiezi codul ăsta. Eventual îmi dai și o dovadă că ai depus și codul ăsta... Deci asta faceți și voi care nu v-ați înscris până pe 31 și vreți să vă înscriți acum pe live-ul ăsta sau v-ați înscris după 1 aprilie până acum, faceți exact cum scrie descrierea acolo. Îmi dați codul, userul vostru și dovada cu plata. Bine, și vă trec codul ăsta în lista aici, în lista asta, pe lângă celelalte persoane. Bine, boys? V-ați înțeles, boys? Eu am depus, unde fac poză? Când ai depus? Când? Ce update s-a făcut? Ai dână? Uite aici, brodere. Ăsta e update-ul. Dacă poți să citești cumva și se înțelege. Știi care e visul meu? Care e visul tău, Andrei? Victor GG Drobie. Acum, pe Instagram, scrie acolo în descriere cea. Și nu uitați, foarte important, cei care s-au înscris pe martie și cei care s-au înscris acum, foarte important să dea like la poza asta, da? Foarte important să dați like la poza asta de pe, nu uitați de like la poza, da? Că mă ajută foarte mult, vreau să fac măcar 300 de like-uri. Vă rog, frățiorul vostru din suflet, vă rog mult de tot. Și un like pe YouTube acolo ar fi perfect. Bun. No, bun, chat, deci ce facem până la urmă? Cum scoatem? Ce vreți să scoatem mai întâi? Ce vreți să scoatem? Ziceți-mi repede. Ce facem și cum facem? Ce scoatem de aici? Să încercăm să scoatem carambitul KSR dând. Dar nu știu, parcă mai degrabă flip fade-ul. Flip knife fade-ul. Hai că vă fac un... Dar nu aș face un pull acum. Cum să facem? Nu aș șterge strău pull-ul ăsta cu update-ul din ce se dă. Eu am zis ăsta. Skeletonul. Băi, skeletonul, sincer, am stat un pic și m-am gândit, el e 900 și mie cam, na, îmi dă nu știu ce să zic. Fără blue n-are sens. Oricum, eu pot să scot un skin și dacă nu, vine înapoi pe site skinul respectiv. Mă, să nu bugez site-ul, asta e problema. Că dacă bugez site-ul, e rip. Nu ies KM din cutia de 39, am luat Shadow Daggers. Bravo, ghicuță! Uite, nu ești prima persoană care a primit, să știi. Panda te pup. Marian, vrești ce este codul? Da, VRS. Da, 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 da. Scrie și descriere pe YouTube, Marian. Vezi că ai în descriere pe YouTube toate regulile, bine? Ai și pe TikTok acolo. Guys, reușim să mai facem rost de un singur like, să facem 90, ce ziceți? Reușim? Gata, se rezolvă și cu like-ul. Mersi frumos. Hai să vedem câte like-uri am mai făcut aici pe Insta. Da, mă, cea, ziceți-mi repede ce scoatem de aici. 261, frumos. Ce să scoatem noi de aici oare? Eu aș încerca ori cu M9, ori cu carambitul KSR, să vedem dacă primim vreun blue gem. Și după vedem. Ce ziceți? Ce încercăm să scoatem? Carambitul sau... Carambitul KSR, care e well-worn, sau M9 baionetul, care e minimal wear? Ce scoatem? Nici o șansă, Cristi. Cristu, pardon. Nici o șansă de anticip. Momentan, nici o șansă. Flip Knife Gamma Doppler. Măi, la Flip Knife Gamma Doppler... Nu știu ce să zic, sincer. Deși, na, el e 718 ăsta pe site și pe el îmi dă cam vreo 570, deci n-ar fi mare, mare pierdere, știi? Salut, Denin! Salut, salut tuturor băieții mei!
596, aproape 600. Mă, n-ar fi rău. Să încercăm să scoatem ăsta chat. Să încercăm să scoatem flipul ăsta, gamă dobăr, se vede mișto oricum. Și update s-a făcut, Claudiu, acum ți arăt. Cam n-aș pe update-ul, sincer, că... Verifică după prețul, le-am verificat, toate le-am verificat, brodere. Uite prețul după Vavro, uite Robert Buff, nu-l vezi, bro? Sau poate nu s-a văzut pe TikTok, pe YouTube s-a văzut. Că n-ai părțit așa pe jumătate. Da. Mamă, dar mi se pare mie sau mă văd cam prost puțin așa? Cred că mi se pare. Shei, salut, salut, văruțule! Doamne, ar fi super dacă nu îți place ăsta, ia și îți place. Da, Toni, să vedem ce zice chat-ul. Guys, să încercăm să scoatem ăsta. Ia, dacă merge la upgrade, două plăru cât e? Două popular, ia. Da, mă, s-a scump. Ba nu, s-a scumpit cu puțin. Dar de ce e mai scump minimal wear-ul față de Factory New? Asta nu înțeleg, că... De ce e mai scump Factory New față de... nu, minimal wear-ul față de Factory New? Îmi poate spune cineva? Steam Inventory Helper. Steam Inventory Helper, bro, uite. Blondu, asta e. Să nu se vadă ceva pe aici numai. E foarte mișto. Sunt mai rare? David, intri pe YouTube și vezi acolo mai bine, bine, brodere, că na, să live și pe YouTube și să tot arăt treaba asta. Deci v-am spus, s-a adăugat o chestie în care acum skin-urile voastre din inventar, dacă ați scos un skin de pe un site, dacă ați primit un skin de la un prieten, sunt invizibile. Adică nu le poate vedea nimeni din inventarul vostru timp de 10 zile, asta e foarte trist. Așa, și pe site-uri e chestia asta că de la 7 zile, dacă de exemplu tu te pui pe un site, acum nu mai aștept 7 zile, ci 10 zile cumva. Și sunt unele skin-uri pe care nu le poți scoate de pe site-uri din cauza problemei ăsteia. E nașpa, e foarte nașpa, sincer. Părerea mea nu, e că nu prea ajută update. Nu știu cu cât de mult ar putea să ajute și cu ce ar ajuta update-ul ăsta băgat, dar din păcate Ianic pierd mult la bani. Din păcate pierd mult la bani. Asta e problema, l-am verificat. Ăla cu albastru, Dopplerul ăla, uite culoarea asta. Dar pierd mult, bro, îmi dă 500 și pe site de 900. Nu-i vina ta, nu-i vina mea, e vina site-ului. Dar aia e, eu vreau să scot ceva în care dacă vreau să și vând, să scot și ceva bănuț, nu? De pup, sunt mai rare și pune lumea preț la mișto. Păi și să încercăm să scoatem Marius. Încercăm să scoatem, ce zici? Guys, 9 like-uri să facem 100 și începem extragerea skin-urilor pentru cei de pe GG Drop, da? Ionescu ne-a plus și primul goal de astăzi, ce să mai zic, nu mai zic nimica. Ne-a rupt Ionescu, ești nebun, dacă intrați pe type stream acolo, vedeți că ne-a rupt Ionescu, 50 de euro, ne-a, fai de capă, Ionescu ne-a rupt, bă, ne-a rupt. N-am cuvinte să-i mulțumesc, efectiv, n-am cuvinte, nici n-am știut, dar nici nu știam ce să mă bucure mai mult. Melodia, dedicația lui Imogen, Ionescu că a venit, deci aia e cumva nașpa. Bun, Cosma, te pup, rege, te pup, Cosma. Salut, Alex, fața cu invizibilul de e că nu apară pe site-uri, nici pe site-uri, nici în inventarul tău. Pentru că gândește că toate skin-urile de pe site-uri sunt în inventarele unor bots de pe Steam, care cu conturi de pe Steam, nu? Și automat dacă nu e vizibil în cont, nu ți-ți dă site-ul skin-ul. Asta e trist, mă înțelegi, Alex? Asta e foarte trist. Mersi mult de share, băieții mei. Bună, SSG Gânija. Salut, băieții mei. Claudiu Andrei, hai acolo cu like-ul și nu uitați să vă scrieți la topul pe GG Drop. Și un like la postarea asta de pe Insta m-ar ajuta foarte mult. Foarte mult, sincer. Dacă am face 300, ar fi super. Să minimalizez pierderea, că degeaba scoți un cusic care valorează 1000 pe site și 400 pe buff. Păi asta mă uit acum. Că uite, de exemplu, el e 700 pe site și 600 pe buff, știi? Și eu zic că n-ar fi rău. Uite. Am vorbit adineori să gândești ninja. Când pleacă moderatorul, pleacă și moderatorul. Deci de asta zic chat, cum să facem oare? Încercăm să scoatem oare flipul sau mergem pe un... Hai că vă fac pulcă, nu mai pot. Ia, ce scoatem? Hai să facem un stropul în chat. Ce cuțit scoatem? Așa, ia și copiem de aici. Carambit, așa, fără X punem. Așa, flip, n-ai fade. Și vedem ce zice chat-ul și ne mai consultăm. M9-le. Și scheletonul, sincer, scheletonul, nu mai degrabă putem pune ăsta, flip knife gamma Doppler. Fână egal, ăsta cât e? 600 să punem.
Stați un pic chat că am greșit aici ceva, 2 secunde. Așa. Ah, ok. Punem o liniuță lângă. Nu, sau putem pune un dolar. Normal după buff trebuie să pun. Mamă, dar nu mă lasă, bro. Ah, dar fără steluță, ok, gata. Gata, v-am făcut sondaj aici, puteți să votați. Bună, X-Raul, ce update s-a băgat în GS2? Un update foarte nașpa la skin-uri, bro. Dacă îți trimit ție un skin, nu o să fie vizibil timp de 10 zile, nu 7. Ce? Înainte nici măcar nu erau, adică înainte erau vizibile, adică chiar dacă erau untradeable timp de 7 zile, acum nici măcar atâta. Aștept 10 zile, mâncați-aș gura ta. Hai să vedem ce votează lumea, chat. Normal că lumea votează pe cel mai scump, dar vedem dacă și... Dacă... Deci, sincer, eu după mine, dacă ar fi să scot, aș ieși mai bine la flip knife-ul ăsta, dacă e pe site, bineînțeles, la Gamma Doppler Factory New, da? Pentru că el e 700 pe site și îmi dă 600, deci nu pierd foarte, foarte mult. În schimb, dacă scot carambitul ăsta, vedeți că pierd deja 200, 200 și ceva, luându-mă după prețul de pe buff. Deci e foarte important, când vreți să vă scoateți un skin sau așa, uitați-vă și informați-vă și luați-vă după prețul de pe buff, pentru că poate o să vină ziua în care o să vă doriți să vindeți skinul respectiv și ce faceți? Că, bă, păi stai, pe site era 900, eu l-am cumpărat sau l-am câștigat cu 900 și de fapt el e 300. Foarte important. E foarte, foarte important. Și de asemenea, dacă vreți să vă vindeți skin-uri pe bani real și aveți nevoie urgentă, vă recomand Skin Cashier. Aveți link în descriere, vă mai dau și link de la... Uite, chiar acum vă dă Naibot-ul. Deja sunt 839 persoane care au intrat pe site, care s-au conectat pe site, s-au logat și aproape 80 de persoane care au vândut. Deci e super. Florin, mersi mult de share. Aveți în bio pe TikTok, în descriere pe YouTube, ce trebuie. Ok, chat. Deci lumea votează aparent carambit Keysard, nu? Ia zic că suntem noi pe live acum, suntem 4-5, super tare, vă mulțumesc mult de tot. Ioana Greu, mersi mult Ioana Greu de ucis, cred că ăsta e numele tău, da. Mersi frumos de cadou, să rămână mult și bine te-am găsit. Bine v-am găsit pe toți, mersi mult acolo de cadouașe, să trăiască regii. Da, mă, chat, acum vreau să-mi scot un skin de pe site și îl căutăm împreună să vedem cât valorează pe BAFD, cât aș pierde dacă l-aș scoate și toate cele. Mă, ne informăm împreună, da? Eu zic că, pe asta zic și eu, că e frumos, uite-te cât de mișto se vede, bro. Da, îl lăsăm ultima oară pe ăsta. Bine, uai, dacă de frumos se vede, Dumnezeu. Cred că e flip knife-ul și nu e neapărat cel mai frumos cuțit, dar uitați-vă cât de mișto se vede. Deci eu zic că ar fi caterincă dacă l-am scoate ceată. Încercăm să-l scoatem pe ăsta sau încercăm să scoatem pentru început carambitul sau M9, să vedem dacă prindem vreun blue gem ca lumea și dacă nu scoatem flip-ul, rămânem la flip, bine? La mine când ajunge moderatorul trebuie să ajungă. Robert, nu te pup eu, Robert, te pup. Vă aștept și pe YouTube, chat, să live și pe YouTube, bine? Cei de pe TikTok. De unde scot dovada plății cu codul? Păi faci poză la balanță, bro. Faci poză la balanță pe site. Dacă, na. Sau la ce ai deschis, Marvis. Sau din aplicația băncii tale. Mergi încărcat la Keysard. Mergi încărcat la Keysard. Hai să plece, hai. Hai, Doamne ajută. Ca aparent asta a votat lumea. Merge. E pe site, e bine. Hai să vedem dacă are blue gem. Dacă are blue gem, e bine. Dacă nu, sincer. A și venit instant. What? Bă, oare are blue gem, chat? Chat, oare are blue gem? Nu cred că are, nu prea. Sau? Sau? Nu cred că are. Are blue gem, că nu pot să-mi dau seama. Hai să schimbăm scenariu. Dar nu prea pare. Are că se vede. Are? Da. Aici prea puțin, e cam puțin. Nu are, bro, nu are. E rip carambitul, e rip ce asta. Și acum trebuie să așteptăm 3 ani. Mamă, mi-e frică tare că de la update-ul ăsta nou, Doamne ferește, s-ar putea să-mi apară că eu am acceptat skin-ul și, Doamne, să nu se bugheze, să rămân fără skin, că mi-e și frică, mâncava-și gura voastră. Mă, dar nu cred că se întâmplă asta. Sper din suflet să nu se întâmplă asta. Doamne, rugați-vă, chat. E panorama rău, așa-i? Bun, încercăm după, chat. Până atunci mai deschidem cutii, dar încercăm după și cu M9-ele, da? Încercăm după și cu M9 Bayonet. Îl căutăm pe Steam aici. Și dacă nu rămâne la flip knife, așa e, bine? Că poate prinde la un float bun. Și gândiți-vă că ăsta de la... Deci ăsta de la... Ia. Unde e trade-ul? Ăsta de... Deci cine știu ce float are, măcar, ia. Wow, e... Mamă, e panorama. De fapt, da, e panorama. Nu are chat. Are puțin aici, dar e... Era frumos să fie tot aici, știi ce zic?
Nu, nu-i ce trebuie, nu-i ce trebuie, din păcate. 3 like-uri ne mai trebuie să facem 100. Putem chat? Dă-i cancel la 3. Nu dau cancel că s-ar putea să se bugheze, bro. Aștept automat să se anuleze trade-ul automat, știi? O să dau cancel aici la chestia asta, că nu mă interesează. Sper să nu se fi bugat. O să trească să aștept aici. Am un timer pe site și așteptăm. După ce te uiți pe el, după albastru, ăla seamnă Blue Gem-ul. Salut, Ghosty, te pup, 100 de like-uri, bine! E zero barat? Păi are și pattern pro, sincer. Guys, update-ul este ăsta, dacă vreți să-l vedeți, și-l aveți și pe site. De ce nu-l scoți? Pentru că nu are pattern bun. Adrian, te pup, zero barat, Ramona, așa, ce update s-a dat, uite ăsta, dacă puteți citi și înțelegeți. Dacă trag mai așa, uite, pentru cei de pe TikTok, acum să citiți acum, și după trag și pentru cei de pe YouTube. Deci, acum nu mai sunt tradable itemele, 7 zile, 5-10 zile, practic invizibile în inventarul vostru, da? Asta e update-ul. Da, puteți frumos să citiți aici pe site, uite, CS2 News se numește site-ul lor, da, site-ul celor de la Valve, unde anunță fiecare update. Și ne spune clar, obiectele Counter-Strike achiziționate și primite în urma schimburilor, respectiv trade-urilor, nu vor fi vizibile celorlalți utilizatori, adică vouă, pardon, scuzați-mă că m-am bălbit, în inventarul tău Steam, timp de 10 zile. Spune clar, pe site-ul lor, nu mint sau ceva, deci nu mint. Bine? Să nu mă faceți mincinos numai. Bun, acum ce așteptăm să treacă timerul ăsta, după mergem și la M9-ul ăsta, să vedem dacă prindem vreun case cu vreun Blue Gem, dacă nu, la revedere și scoate flipul, bine? Că din păcate e prea panoramă ăsta, prea panoramă e. Ia cine e băiatul ăsta, de exemplu? Ăsta e ceva bot, cred că, sau? E bine că și merge, dar nu-i problemă, lasă că merge cu altă ocazie, lasă, de pace. Da, 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 Adrian. Hai să vedem. Guys, vreau să mergem la joculețul nostru și să ne spuneți niște numere de la 1 la 21. Până atunci să vedem dacă s-au mai înscris persoane la tombola de pe GG Drop, ca să extragem și 10 câștigători de pe luna martie și 10 câștigători care s-au înscris inclusiv astăzi. Și până acum doar 2 persoane avem. Na, asta este chat. Bun. 100 de lichene, bro, eu ți-am dat lista. Dar ce? Numărul 10. Acum mergem la joculețul nostru. Unde e? Ia. Bun, ai niște numere norocoase, chat. Te sfătuiesc să scoți fade-ul, e mai mișto. Măi, și fade-ul, având în vedere că el e 850 pe site, mie îmi dă mie îmi dă 650. Deci n-ar fi rău. N-ar fi rău. Putem și fade-ul, putem, vedem. Încercăm mai multe, doar că e nașpa că, uite, trebuie să așteptăm, știi? Uite, așa acum, de exemplu, dacă mă duc aici, uite, trebuie să aștept. Numai mie tare să nu se bugheze. Hai că extragerea, face și extragerea, facem. Cred că extragem primele 3 persoane acum la 100, că s-au făcut 100 de like-uri, primii 3 câștigători. Așa, după care următorii 5 la 130 de like-uri și ultimii 2 la 150 de like-uri. E bine așa. Deci primii 3 acum imediat. Mersi mult, state Alexandru, mersi frumos. Pe site îți dă cu 10% mai mult din preț. Știu. Unde mă pot scrie? În descriere ai toate regulile, state. Citește acolo în descriere. Uite aici, bro. Uite aici. Preț, știi? Uite, bro, de aici. Uite ce fumeu. Uite aici. Câștigă 10 skin-uri în CS2 de $100. Depozitând minim 1 dolar cu codul vrești pe GG Drop. 11% bonus. Dacă te-ai înscris până la sfârșitul lunii martie, trebuie doar prezența ta obligatorie pe live. Dacă nu te-ai înscris deloc și vrei să o faci acum, îmi poți da poză pe Instagram cu dovada refill-ului, adică dovada cu plata, cu balanța ta adăugată pe site sau din aplicația băncii tale, plus user codul, user ID-ul tău de pe GG Drop. Adică te duci la inventarul tău și după user slash ai un cod și îmi dai codul ăsta. Foarte atenție să fie codul bun. Și de asemenea, obligatoriu pentru toată lumea care e înscris la GG Drop să dea like la postarea de pe Instagram. Bine, o să cer dovada asta, bine? O să cer dovadă. Să facem acolo 200-300 de like-uri cât mai repede. Bine, boys? Mult mai băi, dar normal, așa e frumos, tată. Și like la live. Da, Denis Constantin, only me, mersi frumos, se merită căștile. Da, sunt foarte mulțumit de căști. Bun, hai că se duce timerul chat. Ia, ce numere au mai zis acolo oamenii? Buda Wolfie, bine ai venit pe stream, foarte bine. Bro, eu am fost plecat, mai băgat și pe mine. Dodo încă nu, urmează să vă bag pe toți, urmează. A, atunci state ești, atunci state dacă ai făcut până pe 31, dacă știi că ai depus cu codul meu pe luna martie, pe întreaga lună martie sau așa, înțelegi ideea? Ești în listă, nu mai trebuie să faci nimica, bine? Numai să dai like la aia de pe Instagram, dacă vrei. Așa. Băi, chat,
ce părere aveți de clipul ăsta? Mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit aici cu regele Ime, cu cadre, cu tot ce trebuie? V-a plăcut clipul cu Ime cea sau nu v-a plăcut? Sincer, v-a plăcut clipul de l-am făcut frumos, cum l-am editat? Bună swing, bună, bună. O să ziceți că nu v-a plăcut, dar steți de treabă, chiar apreciez. N-a ieșit? Cum adică n-a ieșit? Frumos clipul. 8, ia să vedem, 8. Deci niște numere norocoase de la 1 la 21, da? Frumos clipul, rege, mersi frumos. 14, ia, 14. Salut, Vereș Victor, dincă am și o problemă la Steam, mă poate ajuta cineva? Zi-ne problema și încercăm să te ajutăm, Victor. Și hai să facem 110 like-uri acolo, că putem. Suntem puternici rău de tot. Liviu ne spune 3, numărul 3, domnule Liviu. Alex Lazar, 17, la fel ca și Dodo. Ia, 17 e aici. 100, bine, Ioana, mersi mult încă o dată de cadou. Mersi frumos, Ioana, să rămână. De cadouri, de fapt. Mamă, ne-a rupt Ioana chat cu diamantele. Ne-a rupt. Și hai cu tap-tapurile, hai cu lichelele, adevărat, adevărat, adevărat. 13 maestre, 13-le e aici, bun, not bad. Hai să luăm și de pe TikTok de la oamenii frumoși. 5 de spune Mike. Care mare problemă că nu mă las să fac poze de la tranzacție. Atunci, fă poze la balanță sau ce ai deschis pe site, bine? Sau dacă te puneți cu skid-uri, faceți poze la traderi. Mai lăsat să-i pe Discord. Uai, Gabi, stai puțin, stai. Gata, Gabi, scuze, gata, am rezolvat problema. Și o să mai rezolv cu mai multe persoane. Am făcut o grămadă de etichete și nimic, nu știu ce s-a întâmplat, nu s-a conectat nimeni pe codul meu. A, și s-a furat skinurile sau? Unul zice aspect. Păi aleg numere de la oameni, brother, e total random asta, știi? Na. Ne jucăm aici, să vedem care e cel mai norocos abonat, știi? Asta facem noi acum. Bun, 7 ne zice Matei. Domnul Adiță ne spune numărul 8. Fur portofele ne spune 9. Te pup, regele, fur portofele. 7 cu 2, 9. Nu știu, Nico, dar... cine a dat acolo? Mamă, mare statrac, Hans, pe minimal wear. Endix ne spune 20. Bravo, cine a zis acolo numărul ăla? Dar l-am văzut așa din greșeală, din instinct. 20, 21, 20. Mamă, Endix. Mamă, regele. Băi, chat, momentan așteptăm acum să se anuleze trade-ul, da? Mamă, sper să nu-ți fie vreo problemă, doamne. Că am încercat să scoatem un cuțit și nu prea are, nu are blue gem, e prost rău cuțitul. Și dacă e să-l vând, nici n-alba. Dacă e să-l vând, nici n-aiba nu-l cumpără. Noel, te pup, rege, bine ai venit pe stream. 12, 7 cu 5, 12. Am ales 11, sunt pro 0 de tot, scuze-mă. O să mai am încă o dată. Nu-i problemă. Scuze, Noel, Noel. Cătălin, mersi mult, AM. Te pup, bro, de cadouri, mersi mult. Băi, vă mulțumesc, sunteți minunat. A venit Cătălin Ionescu, ne-a umplut găulul de m-a pus să resetez. După care au venit băieții cu cadouri pe TikTok. Dănuț, te salut, vin oamenii pe stream. Uite, cu subscribe, băi, dorința mea cea mai mare este să fac 30.000 de abonați. Vreau să văd acolo 3 urmat de 40. Nu. De 40, da, zic bine. De un 3 urmat de 40. Zero, dar e bine. Sunt prost rău de tot. Asta e dorința mea, să facem 30.000 de abonați pe YouTube. Ești în Timișoara, bro? Da, Danciu, da, sunt în Timișoara, cum să nu? 4 de 0. Deci fă tu rost de 3. 40.000 de abonați. Ai, bun. Hai să vedem ce numere mai alegem. Hai să... Bun. S-a anulat trade-ul, bun. Ok, s-a anulat trade-ul, ceea ce e bine. Ok, chat, ce trimitem acum? Trimitem M9-ul să vedem că poate avem noroc la Blue Gem, la case ardenul ăsta? Ziceți repede, trimitem? Ziceți-mi repede, chat. Trimitem sau nu trimitem? 7x7 norocos? Ziceți-mi repede, chat. Trimitem ăsta să vedem, poate avem noroc la Blue Gem. Hai, unde e? M9 ăsta, minimal wear. Hai să-l vedem, poate e pe site, poate nu, vedem. Vedem acum dacă prindem vreun Blue Gem. Ce asta este? Da, GG drop-ul este, GG drop-ul. Bun, este pe site. Nu ai cum să ai noroc vreșani la Blue Gem, zic eu, ar fi prea așa. Mă, măcar puțin acolo, Tony, nu cer mult să fie plus de Blue Gem, să fie măcar acolo un pic mai strident, așa, mai atrăgător, mai știi? Ce ne mai trebuie două like-uri să facem 110. Hai ca și venit, trei, du de la Sebastian. Doamne, te rog, din tot sufletul, ăsta e... Opa.
Dar nu știu ce să... Bă, nu... Bă, nu e rea! Cea nu e așa rea! Cea nu e așa rea! Bă, vezi că nu e așa rea, nu? Are, are! E urât? Cum vi se pare? Vezi că nu e rea! Bine, bine, are câteva... Ia, zgârietorile astea aici un pic, dar mă rog, acum nu e rău. Ba, da, e rău, e rău. Are un pic, e cam urățel. E mai bun flipul ăla. Mă, ce atrag să vă spun o chestie, deci... Baioneta asta pe side este 870, dacă nu mă înșel, iar eu pe ea iau 660, deci cam pierd un pic 200. În schimb, dacă aș scoate flipul ăsta, flipul ăsta e 700, iar eu pe el iau 600, deci cumva pierd doar 100. Deci cumva tot către flipul ăsta gama Doppler și arată și bine. Dar nu știu ce să zic, că nu e rău pe Blue Gem. Mai bine flip și gata. Cum vi se... Nu e urâtă chat, pe bune, nu e urâtă. Skeletonul nu, că e nu știu, încercă și skeletonul, dar nu știu ce să zic. Ia flipul. Zic eu, flipul se vede mișto. Dar nu-i urâtă, ce ziceți voi? Are, bine, float-ul e 0.11, nici bun, dar nici rău. Putea să fie 0.15 sau 0.14. Dar e un pic zgâriat aici, na. Băi, e frumoasă, sincer, nu e, deci de rea nu era, dar... Na. Ai, nu, ripas și la 3-2 ăsta. Fiți atenți, următorul item pe care, deci ăsta îl putem vinde, că nu mai am ce face cu el, ăsta îl putem vinde, că e ieftin. Sau să-l căutăm pe ăsta la 500, nu. Următorul skin pe care o să încercăm să luăm e Flip Knife Fade-ul. Și dacă nu merge nici cu Flip Knife Fade-ul, rămânem la Flip Gamma Doppler, bine? Bine, chat? Carambitul nu, Carambitul n-a avut pic de Blue Gem. Și dacă e și World War și n-are nici Blue Gem, nu-l cumpără, deci foarte greu se vinde, știi? Asta e nașpa. Numărul 7, cel mai bun, fiți atenți, chat. O să lipsesc 20 de secunde, maxim 30. Mă duc până în bucătărie să-mi aduc ceva și revin imediat, da? Până atunci, gândiți-vă la niște numere norocoase, și cei de pe TikTok și cei de pe YouTube, de la niște numere norocoase, da? De la 1 la 21 până se duce trade-ul și trimite următorul schimb. Bine, revin imediat. Chat, numai puțin că trebuie să duc ceva, numai puțin. Nu știu unde... Lăsi de subscribe! Sorry, guys! Chat, sorry, mersi mult băieții de subscribe, vă mulțumesc din suflet, bine v-am găsit. Scuze că a trebuit să plec, dar m-am dus până la bucătărie și după am fost cu, cum îi spune, am fost să-i duc ceva la mea, bine? Nu fade mă că e urât Doppler, mamă, Tony e fixat pe gama Doppler, chat. Bun, v-ați gândit la numere norocoase? Sorry că a trebuit să fiu plecat. Adelin, mersi de follow, băieții mei. Andrei, de unde ești? Din Cluj, normal, dar sunt de la Timișoara, venit la prietena mea. Mutat în Timișoara, am putea spune, da, de ce nu mutat? De ce nu, ce am mutat? Așa, numai puțin să verificăm aici pe TikTok. Salut, grasule, stai pup, Jimmy. Guys, facem 120 de like-uri, că dăm acum primele skin-uri de pe GG Drop. Hai, mai băgăm 2-3 numere și gata. 11 fest, 7 cu 30, 11. Ia. Guys, ce părere aveți de nebunia făcută de domnul Nicolae Guță? Hai, vrei niște păreri sincere, vreau să aud acolo în chat. De nebunia făcută pe live. Ți-am dat dovadă, ne uităm chat, ne uităm la toate cele, ne uităm, vă pe toți. Dar hai acolo cu like-urile alea puternice. Ia și un număr 5, 2, 4, 5, ia, 2, 4, 5. Let's go! Bun, gata, acum s-a dus ăsta chat. Acum s-a dus ăsta.
S-a expirat ăsta, așteptăm momentan să vedem ce se întâmplă, nu s-a acceptat trade-ul. N-ar fi fost rea Bayonetta asta, sincer, dar eu zic că s-ar fi putut ceva mult mai bine de atâta. Încercăm flip knife fade-ul să vedem la ce float îl prindem și după vedem. Ce mai avem pe aici notat? Ia. Deci carabitul Key Sarden a picat, din păcate, l-am și vândut. Așa, flip-ul fade-ul M9-ul a picat și el, din păcate. Mai avem doar flip knife fade-ul și Cucriu a picat și el, că e foarte ieftin pe buff. Bună, Gatos, bună. Am rămâne doar la Skeleton Knife. Putem încerca și cu Skeletonul, dar v-am spus, pierd un pic cam mult la el și nu prea... Na, și cred că rămânem, sincer, la gama Doppler sau Fade. Una din două. Lasă că o să dăm, poate, cadou aspect. Lasă că o să dăm. Ce update a fost? Stoica, uite aici, brodere. Uite aici update. Bună, Căpule, bună. Bine ați venit pe stream, băieții mei. Bine v-am găsit. Mersi mult de aproape 120 de like-uri. Mamă, păi extragem. Păi fiți atenți. La 130 de like-uri extragem primii, cât să zicem, la 130 de like-uri extragem primii 7 câștigători și ultimii 3 extragem la 150. Deal or not deal? Or not a deal? I am și Andrei Grădinaru, mersi mult de follow, de cadouri, vă pup. Deci, ne mai trebuie încă 16 like-uri să extragem cei primii 7 câștigători de la tombola de pe GG Drop. Ce update s-a făcut? Am arătat adineaori. Bun, hai ce numere mai luăm? 4. Acum scuzați-mă că stăm un pic cam mult pe GG Drop, dar astăzi asta facem, dăm skin-urile pentru luna trecută de la tombola, plus scoatem un cuțit, încercăm să scoatem, bine? Na, mâine ne jucăm mai mult, ne jucăm și astăzi, bineînțeles, dar vedem acum. Numărul 23, 23 n-avem, doar 21, dar pentru tine iau 21. Robert, știu ce spui acolo, dar noi trebuie să ne încadrăm în balanța pe care o avem aici pe site, că degeaba e pe... Buff 1000, când poate pe site e 2000 și eu am limita de withdraw, știi? Andrei Alexandru, 16 pentru tine, bro. Ce update s-a făcut? Vă pup, băieții mei, bine v-am găsit. Vedeți că pe YouTube am vorbit mai la început despre ce update s-a făcut și am explicat mai pe îndelet, așa, mai pe românește, mai detaliat, bine? Dacă vreți să intrați și pe YouTube cu un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult, chiar. Deci m-ar ajuta foarte, foarte mult. Deci avem, acum câți abonați avem? Uite, 29.215 chat. Ne mai trebuiesc încă 785 de abonați să facem 30.000. Uai, ar fi super. Bună, Pinguin, 6 ca data trecută. 6. Așa, 9. 9 lei aici. Balaula, ia. Nu s-a dus, mamă, să nu se bugheze. Mi-e așa frică să nu se bugheze chat. Sau? Hai să nu se bugheze aici numai, mi-e frică. Oricum că trade-ul e aici, nu? E aici încă, da. E bine. 2. Deci trimitem fade-ul după să vedem și apoi ori minimal, ori gamma Doppler, ori factory new. Bine? Îmi ziceți voi ce ar merge mai bine. Că trebuie să se vândă și pe buff acolo, că o să vină vremea să-l și vând și aia e treaba. Dacă cumpărați skin-uri sau așa, îmi spuneți, ne înțelegem la preț, pentru că, na, faceți să fie bine, că trebuie declarat și bănuții ăștia, na, asta este treaba, astea sunt demersurile până la urmă și ne înțelegem să fie bine și pentru mine, că v-am spus să se declară și 10% la NAV și pentru voi să vă fie bine, da? Să fiți mulțumiți de skin și să fiți mulțumiți de cât oferiți și să vă convină, că asta e cel mai important, să fiți voi. Da, dar acum trebuie să luăm în considerare și asta că nu-i de joacă. Nu-i de joacă că vine citația și nu e bine. Oricum eu sunt bine, banuții din YouTube, de clar e pe spate. De clar deja de 2 ani la ANAF și la CSS și la ANAF, eu sunt bine, sincer. Sunt bine. Nu o fac eu nu știu cât din YouTube, dar măcar de clar. Mi se rețin, de exemplu, din 100 de euro, 10 euro se rețin acolo sau cât o fi. Asta e, măcar suntem în... Suntem bine. Cât să-i te pup? 8. Deschidem. Deci dă-i 2 de 3 ori. 2 de 3 ori. Mamă, n-a venit ăsta. Mi-e frică. Ok, e bine, Bibi. Nu că s-a băgat neapărat ANAF-ul, dar... Na, îți dai seama că eu, de exemplu, dacă scot un skin și-l vând, trebuie să fiu un...
în limită. Dar da, ne-am luat măsuri deja de ceva timp. A spus și de bănuții din YouTube, e de clar de 2 ani, pentru că s-au adunat. Gândiți-vă că am ajuns la vreo 4.000 de euro. Bine, eu fac și YouTube de mult timp, știi, și din membri, din superchat, că din asta, din vizualizări, cât am adunat acolo. Cred că cel mai bine plătit clip al meu e ăla cu Euro Truck Simulator 2 tutorialul, care are 150.000 de vizualizări și am făcut din el $112. Și e wow, sincer e wow. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, dar din 150.000 să faci $100 e ok. 115-100 cât e acolo, nu știu exact cât e. Mamă, să nu se bugheze, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, nu te buga. Dar eu dacă vând Gagnier Belkis, să declar la NAV. Nu, dacă îl bași pe site, de exemplu, dacă vrei să-l vinzi pe bani real, cum e Shadowpay sau Skin Cashier și tu, de exemplu, vinzi ceva de 5.000 de euro și tu iei pe, da, și vinzi ceva, nu știu, de 10.000 și tu iei 7-8.000 de euro. Clar, îți dai seama că te întreabă de unde e banii, dar de cum ai făcut așa? Dar nu știu că e chestia că dacă l-ai luat tu din banii tăi, dacă l-ai luat tu din banii tăi, brodere, atunci cumva e și cumva deja plătești taxe, nu știu dacă ar fi o problemă neapărat că și trebuie să declar, că până la urmă e cumpărat de tine, te-ai răzgândit, îl vinzi. Dacă ți-a picat în schimb și nu știu, e o idee destul de complicată, oricum eu tot ce vă pot spune și e că sunt fericit de faptul că declar, sunt de regulă, sunt bine. Sunt cum trebuie și asta fac deja de 2 ani de zile. Că știu că pierd și sunt conștient de asta, dar măcar sunt bine, măcar sunt liniștit și dorm bine. Dorm bine pe pernă și că nu mă trezesc cu citație, cu mail, cu telefon, cu toate cele, știi? Na, sunt bine. Cel puțin bănuții din YouTube. Chat, 10 like-uri și extragem primele 7 skin-uri, bine? Hai! Bun, e bine chat, e bine, este bine. S-a anulat trade-ul. Vindem M9-ole că nu e bun, da? Deci vindem M9-ole că nu e bun și trimitem fade-ul acum. Hai să vedem, poate fade-ul e cu mai mult noroc. Dacă nu e bun fade-ul, rămâne la gamma doper. Maguel, te pup, sau Miguel. Nu mai știu de unde să scot banii ăștia. Nu știu, brodere, cât de serioasă e treaba asta cu ANAF, cu asta, dar e bine să fii tu, în primul rând, liniștit. Dacă tu ești liniștit și ești bine, e tot ce contează, știi ce zic? Eu vreau să fiu liniștit, personal. Bun, opa, a venit fade-ul, chat. Hai să vedem la ce float-ul avem fade-ul ăsta. Îi dăm un inspecting game. Oh, 001! Not bad, vezi că nu e rău. Vezi că putea să fie 005. Îl iau, chat. Ai să releverșane. Nu, brother, eu sunt într-o organizație sau numită MCN și acolo declar tot. La ZZ, acolo declar tot. Mamă, chat, vezi că nu e rău. Vezi că nu e rău ăsta. Ăsta ar intra fain inventar. E frumos ăsta, chat, îl scoatem. Îl scoatem ăsta, ziceți repede. Bă, chat, e bine și pe el cât aș lua pe... 650, e perfect. 001 float, chat. 001 float. Da, șerif? E bun ăsta? Bă, la float-ul ăsta nici nu poți să te superi pe el. Putea să fie, atenție, putea să fie float 005, 006, că până la 007 e factory new. După ce pe minimal wear-ul. Gata, ăsta e. Îmi pare rău, sincer, pentru ăla. Chiar îmi pare rău pentru gamma doppler-ul ăsta. Dar altul mai bun nu știu dacă prind și mi-e frică, așa că o să-l scot. Da, știu că poate mă înjurați, știu că așa, dar mi-e frică, sincer, mi-e frică. Uai, îl avem în inventar, guys, ioi. Catrina! Mamă, trebuie să-i schimb numele, care nume de fată, fut. Mamă, că acum era să zic o prostie. Oșianule, te pup, mersi mult de cadouri, te pup. Trăiți-ar, familia Catrina. Na, cam puțin fade. Da, dar are float bun, măcar, sincer, Marius. Are float bun, sincer, arată bine. Mie îmi place. Ovidiu Preda, e frumos. Guys, deci stați un pic. Puteți vinde în continuare skin-urile pe bani real, dar dacă ajungeți la sume mai mari, acum cum să vă spun eu vouă, dacă sume de astea modice și mici, nu cred că nu se uită, adică nu se uită la astea la parlamentari, la oameni care au 7 vile. De ce pe Iohannis nu întreabă nimeni de unde are vilele alea și cum le-a scotogit? Și te întreabă pe tine care ești un om care cât de cât ești cinstit și toate cele, știi? Nici pe mine nu m-a luat sau așa, doar că de 2 ani de zile, în urma unei conversații cu frățiorul Zăză Andrei, mi-a spus, bă, Vereșane, deja m-a întrebat la ce sumă ai ajuns, uite, am ajuns la suma cu tare, uite, recomandarea mea ar fi să încep să declar și eu declar 10% la ANAF și 5% la CASS, la Casa de Asigurări de Sănătate. Oricum nu depășesc eu 12 sau nu știu câte salarii minime, dar sunt acolo, sunt bine, da? Deci
Nu vă ia pe voi, vă dați seama. N-a ziceți chat, am făcut bine, ce am făcut sau n-am făcut bine? Ziceți-mi repede, boys. Am făcut bine sau n-am făcut? Nu e Larisa, e Catrina. Ce update e? Îți arăt imediat. Chat, am scos bine, arată belea. Am făcut o alegere bună sau n-am făcut? Data care name tag-ul ăsta cu Catrina. Eu nu pot să modific name tag-ul, din păcate, nu? Pot să modific? Nu pot, trebuie să plătesc ca să-l modific. Da, asta este. E bun fade-ul. Bă, domnul Marius ne-a zis că Catrina Uragan, nu, domnul Marius ne-a zis că n-are foarte mult fade și cumva, na, e de înțeles, dar măcar e float bun și arată bine. Nu, cum adică de ea nu? Cum adică? Cum adică de ea? Tu vezi, nici n-are pică de zgârietură. Nu, uite-te și tu, ia să-i dăm un play să-l testăm. Cum adică? Pe ce să intrăm oare? Intrăm pe, pe arta asta? Nu, pe ce să intrăm? Pe asta? Sau nu, pe ce? Pe Crash Crosshair, pe Aim Training aici. Să-mi dai cuțitul după live, ok? Poți să-l scoți? Cred că are 93-95% fade. Dar unde putem vedea cât fade are? Unde putem vedea? Red Rush cu 5 euro și taxele plătite vreșea de jocea CSGO. Măi, nu știu dacă ce... Nu se vede cuțitul. Care baionetă? Care baionetă? Care baionetă de ea? Asta, dar e iau foarte puțin pe ea de ea. Iau foarte, foarte puțin bani pe ea. Mersi, mă, Red Rush. Băi, dacă vrei, dăm serverul acolo pe chat, bine? Te pup, Vladi, vă pup pe toți, guys. Nu uitați că acum mai avem nevoie de 5 like-uri și extragem câștigătorii de pe GG Drop. Încă vă puteți înscrie. Vedeți că în descriere vă spune foarte clar ceea ce trebuie să faceți, da? Uite, deci vă spune aici în descriere tot ceea ce trebuie să faceți, bine? Dacă v-ați înscris până pe 31, dacă vreți să vă scrieți de pe acum. Ioi, că au venit Klaus Iohannis. Auzi, ai grijă tu... Mamă. Auzi, ai grijă de cine te iei. Eu nu-mi permis să vorbești așa de eu nu-mi permis să vorbești așa de tovarășii mei parlamentari. Eu nu-ți permit, ai vrut să scrii. Două secunde, doamnelor și domnilor, întrucât a venit era să zic premierul României, președintele României Klaus Werner Iohannis. Am dorit să am dorit să intonăm imnul național al României. Liniște. De ce nu? De ce nu merge? De ce pornește? De ce pornește după 6 secunde? De ce 10 secunde care... Ai, ai, ai. Deci de asta zicea, nu vă faceți griji cu asta cu ANAF-ul, doar dacă ajungeți la sume mai mari, na, normal că trebuie să, normal, în lege scrie că ori trebuie să declar cam orice sumă venit acolo, dar nu vă ia așa, gen la modul ăla. Doar că eu v-am spus, cum la mine s-au donat din YouTube, din donații, așa, dar trebuie să fac asta, pentru că riscam să știi. Și, Doamne, mulțam pe Sfânta Cruce de 2 ani, sunt bine, plătesc 10% la ANAF, 5% la CSS, sunt bine. Și vă recomand și vouă, dar când ajungi la sume mai mari, oricum inevitabil o să lucrați, o să aveți un serviciu și inevitabil deja o să declarați cumva, știi? Că nu e ca și cum scoateți voi skin-uri mereu. Na. Bun, chat, deci ăsta e fade-ul. Asta e fade-ul. E bine, e bine. Ia să vedem așa de curiozitate pe cât, cu cât s-ar vinde aici pe ăsta. Dar cu cei dar pentru ce ai dovedit spirit patriotic ai scutit taxa de ai scutit de taxa cuțitului. Doamne ajută. 94 e bine sau e rău, Jimmy? Se poate și mai rău de atâta? Se poate 80% să... Sunt cuțite care au 80% sau mai mici de atâta? Nu, doamne, băi, terminați-vă, chat, terminați-vă, băieți. Nu trebuie să declarați, cum să... Deci, Vicai, cum să-mi trebuie așa ceva, mă brodere? Să declari, că nu știu dacă câștigi un skin să-l declari. Bă, brodere, eu vorbesc aici, dacă ai un skin de vreo 2000-3000 de euro și-l vin și îți iei vreo 1000-2000 cât e... Să... E bine să declar, dar nici atunci nu o să te ia. Ăsta. Dar cum să vii să spui că câștigi un skin de 8 euro și să te duci să declari? Ești, brother, ești bine? Vrei să chem un doctor, Vicaio? Vrei, fratele, ești frățiorul meu, brodere. 800 de euro, bun. Și pe BAF, hai să ne mai uităm o dată la el cât e. Ia.
Lasă, nu, nu mai vorbiți urât, nu mai vorbiți urât, vă rog frumos. Acadian cu un cofer de 20 de monede pe TikTok acolo. Oșianul le mărți frumos. Adică, deșteaptă-te, rămâne și Clauzie Ungur. Salut, X-Tru, salut, Petrica Cagulanu. Jovi, salut, băieții mei, bine v-am găsit. Bine v-am găsit, pune mâna la inimioară. Păi, dar stau așa, brodere, stau așa frumos. Și update s-a băgat, am vorbit adineaori. Tot live am vorbit despre update-ul ăsta, dar nu mai zic nimica. Bun, deci Factory New. Păi, cea, dar de ce oare ia, minimul lor la cât s-ar fi vândut, așa de curiozitate? 618 mai puțin. Și Factory New e la 650. E neamț de ungur? Cine zic că e ungur, frate? E neamț. Bună, bună, Mateuț. Nu-i problemă. De 650. Bă, e ok. 658. E ok, poate să mai crească. Na, dacă trimitem ăsta, nu ne mai lasă, din păcate. 130 de like-uri, bun. 100, 2 like-uri ne mai trebuie să facem extragerea, da? Vrei să-i facem o declarație de dragoste lui Larry, Laurențiu? Lasă că-i fac eu, brodere. De ce să-i facem? Aveți grijă ce insinuați. De ce să-i facem noi doi? Fac eu, brodere, cum adică? Vorbește frumos. De ce zici că ultimul update ce s-a distrus? Și ție îți framează jocul. Cum adică îmi framează jocul? Îmi framează live-ul, bro? Nu, ne-a distrus în ideea de iteme, de trade-uri, de astea. Nu ne-a distrus jocul în sine că te mai poți juca. Nu o să facă niciodată asta, brodere. Cea mai mare chestie și cea mai penibilă chestie pe care ar putea să o facă ei... pentru noi ăștia care facem trade-uri, vindem iteme, nebunii, ar fi să distrugă site-urile de gambling, atâta. Asta e. Haideți cu like, fraților. Bun, guys, acum dăm și drumul la tombolă. Deci, imediat îi alegem și discutăm, da? Astea le putem vinde. Sincer, îmi pare așa puțin rău după cuțitul, dar lasă că e mai bine așa. Lasă că e mult mai bine așa. Am făcut o alegere bună. Până la urmă... Te pup, Robert, membru de 30 de luni, te pup, regele. Meu, bine a venit pe timp și redraș, mersi mult de 5 euro și taxele plătite. Cred că se mai umple și al doilea gău, ce să mai... Ia să-l vedem încă o dată, fade-ul. De fapt, nu, să-l căutăm la upgrade. Ia, fade. Să vedem, tot la prețul ăla îl găsim sau... Salut, Duțule, salut, salut, înapoi în Germania, vorbește frumos. Vorbește frumos. Deci, flip knife. Cred că ăsta e. 886 și noi am dat 850. Vedeți că am ieșit mai bine la preț. Vedeți că am ieșit mai bine la preț, chat. Ăsta e ce am scos noi. Vedeți că am ieșit mai bine la preț. Super, 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 e bine. Până la urmă, ce update e? Uite, brodere, update-ul în față aici. Hai să închidem asta că nu mai avem nevoie. Așa, ăsta e update-ul, chat. Eu am văzut Butterfly. Te pup, bre, dragi, de 10 lei use. Go.fuckryguns.ro. Uite, chat, server de CSGO. Încă lumea apare să mă joacă CSGO. Super. Deci David Moldovan, ăsta e update-ul. Avem 133 de like-uri, ne duce către 150. Bun, deci haideți să vă spun cum stă treaba. Că după ne punem și la joacă, da? Ne punem pe cameră mare. Acum vom începe să extragem cele 10 skin-uri, da? De pe GG Drop pentru luna martie. Cei care ați depus minimul dolar sau mai mult, fiecare cât a putut sau cât a considerat, pentru toată întreaga lună martie, nu mai trebuie să facă nimica decât să fie pe live, pentru că deja vă aflați în lista pe care am primit-o pe 31, da? Dacă nu v-ați înscris până acum și v-ați înscris de la 1 până acum, adică 6, inclusiv astăzi, va trebui să vă duceți pe Instagram, îmi dați poză cu dovada plății din aplicația băncii voastre sau balanța pe care o aveți pe site sau cu ce ați deschis, plus user ID-ul vostru pe care îl găsiți aici, da? Userul ăsta. Ăsta e, vă duceți la inventar și userul ăsta. Asta pentru cei care nu s-au înscris pe toată întreaga martie, lună martie. Cei care s-au înscris, deja vă aflați aici în listă. Vedeți că sunt 131 de persoane. Având în vedere că am făcut 134 de like-uri, vom extrage primele 7 persoane. Dacă ajungem la 150 de like-uri, până extragem persoanele, te pup, Raduș. Dacă ajungem la 150 de like-uri, extragem și următoarele 3. Noi avem 10 skin-uri pregătite. Primele 6 skin-uri sunt 3 double, următoarele 6 skin-uri sunt untradeable. Cere donații, după iese cu abonații. Ce că e frații, are fata, are zici că e bine. Haide! Uite, facem și 150 de like-uri imediat, ceea ce e super. Denisel, vă pup pe toți. Unde mă scriu? În descriere. În descriere verificați tot ce trebuie și verificați acolo, da? Uite aici. Uite aici în descriere, da? Uite face aici. Și 150. Opa. Uite aici. Uite aici. Mură în gură. Și foarte important, asta e valabil pentru toată lumea, și cei care s-au înscris deja și cei care nu s-au înscris sau așa. Deci practic și pentru cei care au depus pe luna martie și pentru cei care sunt deja înscriși, pentru cei care nu sunt și așa. Uite aici. Vă las linkul de la poza asta, neapărat să facem măcar 280 de like-uri la poza asta, dacă nu 300, chat. Mă ajută foarte mult fiecare like din partea voastră. Vă rog, frățiorul vostru din suflet. Bine, vă rog mult. Mă ajută foarte mult să ajungem măcar la 300 de like-uri. Ok, am terminat cu cuțitul, ne-am scos și un cuțit. Mâine scoate skin-urile pentru luna aprilie.
Și asta mi se pare foarte avantajos pentru că mi-au zis băieții. Haideți să vă spun ce mi-au zis băieții de la Gigi Drop. Deci pentru luna aprilie, da, din nou aveți oportunitatea de a vă înscrie la tombolă și puteți depune tot așa minimul dolar sau fiecare cât considere. Și pe lângă cei 100 de dolari pe care vi-a dat, da, pe care vi dau pentru giveaway-uri, tot așa skin-uri sau cuții, vedem ce dăm, alegem mâine împreună pe live. O să primiți și câteva coduri în bani, balanță pe site. Adică eu o să vă dau un cod, voi va trebui să vă duceți aici la refil și o să-l băgați, nu știu, eventual undeva pe aici, o să-mi arate ei unde, și o să primiți, nu știu, 10 dolari pe site, 50 de dolari pe site, 100 de dolari pe site. Bine, deci asta o să faceți, asta separat. Și asta mi se pare foarte tare și drăguț din partea lor, pentru că vă dăm și skin-uri cadou, dar vă dăm și balanță pe site. Să deschideți voi ce vreți pe site, să băgați la upgrade, să vă distrați. Da? Bun, sper că ați înțeles, sper că e bine, sper că e tot în regulă. Da, Smokey, o să mai dau moderatoare, stați numai puțin. Bine, cei care vreți moderator și vreți să vă verific activitatea, să vedem câte comentarii aveți lăsate la clipuri, dacă intrați pe live-uri sau așa, îmi dați mesaj pe Instagram și rezolvăm. Bun, până atunci, haideți să dăm și anunțurile. Aron Evrioan, chiar acum dăm cele 10 skin-uri pentru tombola GG Drop. Vă aștept pe live, prezența obligatorie. Așa, hai că pleacă anunțurile. Așa, dăm aici pe profile Steam dacă e și dăm și pe chat general, dăm și pe Steam, să știe lumea. Să nu zică că nu am anunțat, prezența e obligatorie, da, bine? Bine chat. Da, îndât, sigur, vă mai puteți înscrie că n-am început, sigur. Scrieți-vă cât e pâinea caldă, bine? Nu știu dacă s-a pus anunțul. Ia, s-a pus anunțul, are la announcement. Nu s-a pus, bă, dar nu știu ce. Deci Steam-ul blochează, din păcate, unele cuvinte. Dăm cadouri pentru voi 10 iteme în CS2. Haide. Acum. Na, să știe lumea cât de cât. Totuși vă recomand pe viitor să fiți ori pe serverul de Discord, să mă aveți ori pe Instagram, să știți exact când extragem tombolele. Te pup. Sper să se fi dat anunțul. Unde ți arăt? Pe Instagram, șefule. Îmi dai o pozică. Ce vrea sufletelul tău, bro? O pozică. Codul, de asemenea, user ID-ul tău. Ce vrei tu? Bine? Ne uităm imediat, acum. Hai să dau anunțurile, să știe lumea, bro. Astăzi, în mare parte, am fost doar pe GG Drop, pentru că n-am mai făcut live toată săptămâna. Și după ne și jucăm un pic împreună, bine? Bine, chat, hai că facem 140 de like-uri imediat. Când se dau, Damian, Andrei, Daniel, mersi mult de vă salut pe toți. Vă pup. Dacă nu-ți place, dă-mi-l mie. Salut, Alexandru, Gabriel, regele. Hai să ne uităm pe Instagram, cine s-a mai înscris aici. Așa, ia, uite, 275 de like-uri. Hai cu 280 de like-uri, chat. Nu uitați, like obligatoriu la poza de pe Insta, da? Pentru toată lumea valabil. Ha, mă, brother, ce merge așa prost Instagram? Uite-te și tu, nu mi se încarcă. Bun. Dodo, avem o dată Dodo. Mi-a dat dovada cu plata. Uite, deschid toate dovezile cu plata, da? Dați un pic, chat. Dar ce mi-a dat, brodere, cu Facebook? Uite aici, dovada cu plata, cât a depus, 3 dolari pe 6-a plata. Da, uite dovada. Cum mă scriu? Ai în descriere, trebuie să depui minimul dolar cu codul verzi sau cât vrei tu. Și trecem pe Dodo. Ia, numărul 132, Dodo. Oh. Așa, perfect, ok, așa facem. Mersi de subscribe, te pup. Mersi de subscribe, băieții, vă pup. Hai să scriem aici done. Puteți să-mi dați și pe Discord dovezile și... Așa, salut, Andrei, să-mi dai, Salut, aștept cu drag. Hai, numai puțin chat, că acum luăm dovezile, bine? Salut, LDM, bună tuturor. Avem aproape 150 de like-uri, nici nu pot să mă supăr pe voi. Martinescu trebuie să ia dovada cu plata sau cu ce vrei tu, pălăsă. Așa, trebuie din păcate și dovada, bine? Așa, dă Iani, salut, sunt băiatul de pe TikTok cu întrebare de ce m-a interesat cu mine să colaborez. Salut, îți las vocal după stream. Așa, și după băiatul ăsta, Gică, dați-mi dovada. Trebuie și dovada, din păcate, cu plata. Așa, să-mi dați dovezile, vă rog mult. Uite, băiatul ăsta mi-a dat dovada.
Salut, ăsta este codul meu de pe CC Drop 259. Te trecem acum, brodere. Mai să nu fac vreo greșeală aici. Perfect, am trecut. Așa. A depus un dolarel. Așa. Victor, ia să vedem. Uite, ne-a dat și dovada. Codul, perfect. Numai puțin, ce scuze că nu citești chat-ul. Gata, i-am trecut aici. Alex, ia să vedem, ne-a trimis pe telefon. Uite, și băiatul mi-a dat și dovada. 3,75€, de super tare. Mersi frumos, brodere. Așa. Done. Done și ție. Așa. Alex, acum. Ia. Ți-am dat. Da, state, sigur că da. Acum mă uit, acum. Care are un dolar. Băi, v-aș da eu cu mare drag, dar din păcate nu știu, nu prea... Nu, adică n-ar fi corect, știi? N-ar fi corect față de ceilalți. Așa, ia să vedem Alex ce mi-a trimis aici. Uai, mamă, toate dovezile, băi, te pup asta, astate, te pup, bro, te pup, rege. Mersi frumos. Ce să mai state, de fapt e state Alexandru, nu astate, cred că e Alexandru state, gen Adela state și Adela state, nu mai zic nimica. Adela state, doamne, sunt prost rău de tot. Așa, hai să luăm de aici frumos de la Alex, așa, ok, l-am trecut pe Alex al nostru, done. Ia mai avem ceva pe aici, nu mai avem nimica, da, deci cam astea ar fi în principiu persoanele, eu nu-ți e trecut. Scriem aici frumos. Da. Așa. Mai trebuie un băiat să ne trimite și aște. Hai încolo cu 150 de like-uri, boys. Reușim să facem. Suntem pe live acum 54 de persoane. După care mai vedem ce reușim să facem. Deci cam până, uite, până vă scrieți voi. Ia, pe Discord mi-a dat cineva ceva. Redraj, ia. A, uite, mi-a dat IP-ul de la server. Aici Deepcode mi-a răspuns. Și, în rest sunt schemuri, am înțeles. În rest sunt schemuri, nu ne interesează pe noi. Așa, bun. Hai să intrăm până în alta pe o hartă. Pe practice. Pe ce să intrăm? Hartă, uite, cred că pe Vertigo ar fi, Caterin, că să intrăm să inspectăm. Bun, chat. Hai că numai bine facem 150 de like-uri și extragem skin-urile și după ne și jucăm împreună, bun? Da, și mâine extragem skin-urile pentru luna aprilie. Cele tot 90 skin-uri vedem. Plus, ne și jucăm împreună mai mult, bine? Echipează cu... cred că am uitat să-l echipez, Denis. Ia, de asta nu mi le arăta, mie că am uitat să-l echipez. Ia, dacă dăm un M pe bară jos, Restart Game 1, M pe bară jos, Freestime 1, M pe bară jos, Bot Underline Kick, M pe bară jos, Round Time 60, M pe bară jos, Round Time Diffuse 60. Și pe bară jos, Restart Game 1. Așa. Ia. Uaaaaa. Mamă, vezi că nu e rău, chat-ule. Se vede bine la voi, oare? Se vede în regulă, că în OBS pare că se vede bine. Băi, nu știu, am o problemă cu OBS-ul, că pare că se vede bine la mine, se vede rău la voi. Ioi, domne, cum lucește, uai. Băi, dar cred că și Doppler-ul, cred că luna următoare, dacă ieși și ne mai lasă băieții, scoatem Doppler-ul. Uai. Se vede bine? Deci se vede fluent 60 de piesuri, să văd acolo piesurile chat. Mamă. Undeva așa la soare, ia. Uite aici, eventual. Uai, chat-ule. Wow. Clean rău. 95% are fecea, 95% nu e bine, 98% era bun dacă găseam. Dar, na. Oh. No, e ok, merge. Și 650 de euro pe buff, nu e rău. Sincer, nu e rău. E frumos. Și sincer, animația de flip nu e cea mai bună. Dar n-ai cum, frate, deci n-ai cum, cât au crescut cuțitele astea. Doamne. Ia, SV Andrei Cheats True. Bun, hai că imediat extragem. Hai să mergem și în site-ul aici. Oh. Mamă, stai că am picat. Ia. Uai, măsaua. Mamă, ia, Sebi. Vrășani nu a trimis GG-ul pe lista pe luna trecută. Ce? Cum nu a trimis lista pe luna trecută? Cum nu, bro? Uite aici.
Uite aici, mutan, ești aici tot, uite, 130 de persoane, bro. De la 1 martie până la 31, până pe 31. Îți place, Sebi? Ei. Vezi că nu e rău. Bine, brodere, mă uit. Bun, frumos chat, disconnect. Frumos, n-ai... Dar nu știu unde să văd chat, să intrăm pe site-ul lui Sparkles, ne arată acolo, pe ce site să intrăm să vedem, sau pe Skins Monkey oare ea, dar nu ne arată pe Skins Monkey ea. Unde să vedem, să ne arate ce, cât fade are. Dar de ce nu mi-arată mamă, fiți atenți, mâncați-aș gura ta. Băi, chat, deci stai, că vreau să testez ceva, ia. Cât rălășivnă, XXX, tot ce trebuie. Uai, uitați-vă update-ul nou pentru cine n-a crezut. Na. Pentru cine n-a crezut și a zis că fac clickbait, uitați-vă. Sunt pe incognito și nu mi-arată cuțitul din inventar. Na. Na, pentru cine a... Na. Nu e ceva timp, Denis, de acum s-a băgat, pe cât s-a băgat, bro? Acum are ce, săptămâna asta? S-a băgat pe, mă rog, acum 3 zile, dar tot e nașpa, e invizibil, da, exact. Zici că e de pe telefon, acum faci pom, bun. Ok, chat, haide să ne punem să extragem, da? Deci hai să vedem dacă mi-a mai trimis cineva ceva pe Instagram. Așa, ia să vedem, ne-a mai dat și mai like-uri, se putea o 280 de like-uri. Ioi, dar ce mi-ai trimis aici, că te-am pus, Alex? Alexandru, state, te-am pus, bro, nu mai, bro, nu mai te trimiți nimica. Uai, ai, mersi mult, bro, ajunge, să rămână, ești prima persoană, uite, aici băiatul a depus cu ING-ul, 50 de... Dar nu-mi dau seama, mă rog, în fine, nu contează. A, ori 50 de euro, ori, bro, dar e suficient un dolar, guys, mersi mult, n-am cuvinte. Sper că vă și pică ceva de aici, că asta e tot ce contează. Bun, așa, gata, te-am trecut, domnule Gică. Așa, și după care îl mai avem pe cineva, Ionuț. Ionuț e trecut. Gata, ăștia sunt, gata, sunt trecuți, toată lumea e trecută. Oare de unde știa Andrei că nu se vede cuțitul pe incognito? Bă. Mere, dragi, nu am cum să joc, bro. O să joc doar CS2 puțin, bro. Te rog mult, nu te supăra pe mine. Te rog mult din suflet. Te rog din suflet, nu te supăra pe mine. Dar n-am cum, bro, dar n-am cum. Trebuie să înțelegi. Dar dau cu drag serverul pe chat. S-a scos, că e clean. Noroc că nu se vede istoricul pe incognito. Normal, rege, ce ai? Băi, dar e prost, vere, și aici să vadă ăsta pe incognito. Bun, deci chat, 10 skin-uri. Atenție mare, la 150 de like-uri, dacă facem, avem nevoie de 6 like-uri, extragem și deci cei 10 câștigători. Bun, prezența obligatorie pe live, 137 de persoane, gata, am trecut pe toată lumea. Copiem lista, așa, fiți atenți, ca să fie mai mișto, deci vă aflați toți aici, da? Toată lumea se află aici, ca să fie treaba. Vreau să fac o chestie, să nu se mai vadă numerele, așa, ca să fie și mie mai ușor. Copiem aici pe toată lumea. Deci controla, CTRLC, așa. Mergem, ziceți repede, mergem la ruletă ca să fie mai dăm ruleta, Sebi. Mergem la ruletă și extragem cu ruleta sau cu random orgu. Ziceți repede, ca să fie mai în suspans așa. Ia, ziceți repede. Cum facem? Cu ruleta? Hai cu ruleta, că e mai mișto. Totuși 10 skin-uri. Sebi. Dă-mă, Sebi. Sebi, dă-mi, te rog, ăla. Ruleta. Gata, mi-a dat aici. Ruleta, vai, astea sunt codurile vechi, chat. Cât am fost data trecută, ia? 112 ați fost data trecută, chat. Uite, acum asta 130. Dar nu se știe cine pică și cum pică, mamă. Vai, dar... Totuși nu e mai bine cu numere, chat? Parcă e un pic mai bine cu numere, că după nu știu codul.
Nu, băi, mai bine, sunt prost rău de tot. Mai bine cu numere chat, mai bine cu numere, că după nu știu care, cum și mi-e mai ușor să găsesc. 137 de persoane. Mai bine. Mai bine așa. Ok, mai bine așa. Mult mai bine cu codurile. Sunt numărul 42. Gata, sunteți pregătiți? Extragem? Extragem, boys? Ziceți repede, sunteți pregătiți? Da, nu mă complic cu cătările. De ce să nu mă complic când am numărul aici, îl găsesc repede și dau copii și bag aici. Bun. Sunteți pregătiți, boys? Mă, dar eu vreau să caut aici o chestie, să vedem. Dar nu știu dacă mi-apare mie până sunteți pregătiți acolo. De 10 skin-uri, da? Atenție mare, primele 6 skin-uri sunt tradable. Adică astea, da, uitai de aici. Și vi le dau acum pe loc la primii 6 și următorii 4. Din păcate doar în câte zile? Doar în, pe 12, da? Adică 6 zile. Bine, chat. De aia cu membru, nu trebuie să ai membru de aia. Sper că nu ți-ai luat membru pentru concurs. Că nu trebuie să aveți membru. Trebuie doar să depuneți minimul $1. Asta e în fiecare lună, chat. Și acum, de exemplu, o să mâine scoatem alte skin-uri. Vă puteți înscrie din nou. Sau poate dăm un cuțit. Vedem, alegem împreună ce dăm, bine? Vreau să caut eu ceva repede. Ia, uite, deci ăsta e flipul pe care l-am retras. 850, bun. Așa, perfect. A, mersi frumos de azi, mulțumesc din suflet, toată stima. Și primul câștigător, ia să vedem, este... Haide, uai, 137 de persoane. Numărul 46. Wow, oare cine este? Putem copia oare direct? Uai, mi-e frică, cine e 46 pe live? A-L-X, case opening, e român. Clar e român, e în grupul meu. Și dăm și sign cu ocazia asta, dar nu știu dacă e pe live. A-L-X, ești pe live? Am mai intrat băiatul pe live, dar nu știu dacă... Mamă, să nu cumva să nu... Să vedem, așteptăm puțin, dacă nu e, din păcate, rib. Este legit, da, da? Este legit, Floppy, este legit. Ăsta dacă... Uai, de ce comentariu are băiatul? Acum am văzut, mamă, mâncați-aș gura ta. Să vedem, așteptăm puțin, eu i-am dat un sign, e offline, din păcate. Na, punem și timer, punem timer un minut, bine? Hai, mă rog, acum oricum nu e pe live, că dacă era scria, deci nu mai, din păcate, chat. Na, îmi pare rău pentru el, uite, vezi, pică oameni și nu... Na, nu-s pe live. Mă rog, ia să vedem, are ceva... Uite, a jucat, are ceva skin, uite, a picat un ăsta, l-a scos. Uite, omul și-a scos câteva skin-uri. Na, și-a retras câteva skin-uri pe aici, Emperorul. Next. Da, asta este, din păcate, scuze, Alex. Asta este, bun. Next, următoarea persoană. O să-i dăm remove. Îi dăm remove, că rip. Asta este. Din păcate rip. Poți să mă înscriu iară? Păi cum adică, deja s-au oprit înscrierile. 121. Bună, Andreea, bine ai venit pe stream. Uai, 121 este printre ultimii. Cine este? Ia să vedem cine este. 121. Runner. Ia, Runner a mai câștigat în trecut la mine. Liviu Matei, hai că încercăm să rezolvăm. Bă, eu vă mai pun dacă vreți, na, dar vă pun ultimii. E pe chat, Runner. E pe chat, Runner. Na, că a câștigat. Nici n-a mai pornit timerul că a câștigat. Bun, Runner, știi regula. Îmi dai o poză acum pe Discord sau unde vrei tu, sau pe Steam, că mai pe Steam. Deja nu mai trebuie să-mi dai ad. Dă-mi o poză cum ai dat like la ultima mea poză de pe... Dă-mi un screenshot cum ai dat like la ultima poză de pe Instagram, cea cu GG Drop-ul, cu GG Drop-ul, doamne, cu Hedrix-ul. Și e gata, ești în regulă, îți dau skin-ul, bine? Hai, aștept screen-ul. Screenshot-ul. Chat, 3 like-uri ne mai trebuie, să reușim. Mersi mult, Dezo, Deniz, vă pup de cadouri. Cine este băiatul ăsta că i-am dat bloc? Acum adică eu, mie mi-ai dat bloc? Cum adică? Vorbește frumos, brodere. Ai rupe cubu, de zăpăci, a 8-a lună pentru Dea. Haide, Runner, să vedem dacă ai dat poză. Eu pregătesc trade-ul aici, ofer trade. Și ai câștigat opa, ai dat aici, ia să vedem. Uite, a dat like la poză, mersi frumos, brodere, să fii sănătos. Și ai câștigat AVP-ul, da? AVP-ul ăsta, Fever Dream? Da, Fever Dream. Uite, vezi, e un dreamer, un visător. Trebuie să fac și șurubul. Mamă, auziți-o pe Dea, mâncava șcura voastră, oaiaiaiaiaia. Gata, așteptăm să vedem dacă acceptă. Ia să vedem, trade offers.
Send off first, ia. Hai să vedem dacă acceptă. Te pup, runner, felicitări, să-l folosesc sănătos și la cât mai multe aici, știi ce zic? Primul skin s-a dat, chat. Dar acceptă trade-ul, mâncat. Gata, l-a acceptat, bun. Așa, m-am speriat. Bun. Îi dăm remove. Următorul câștigător, ia să vedem cine este, doamnelor și domnilor. Câștigătorul cu numărul 75. 7 sau 76, 75. Stai să copiem. Așa, 75. Vedeți că doar români sunt aici. Sperăm. Vieri, pe Vieri l-am mai văzut. Pe Vieri l-am mai văzut. Uite, e român și el. Așa, Vieri, uite care a deschis și el câteva pe aici. Bă, vezi că are, vezi că a deschis ceva băiatul. Hai să vedem Vieri, dăm drumul la timer. Nu știu dacă a intrat azi pe live, dar în dățile trecute a fost băiatul. Cel care a câștigat. A, e un băiat de pe chat care are membru la mine, bro. Mă rog, care a câștigat pe bună cinste. Acum o să stăm un pic din păcate, dar asta este cea. N-avem ce să facem, așteptăm. Noi așteptăm, timerul trece, timerul nu e pe live, dăm mai departe, reroll. Poți să fie, poți să intre urât. Vierie cu G2, urât, te pup, Sami, te pup. Bro, să-ți dau skin-ul pe 7, bine? Mâine îți dau skin-ul. Așteptăm acum, bro, așteptăm un pic, băgădă, să nu zică lumea că... Na, am greșit eu. Să nu mai dau click aici niciodată. Două like-uri de mai trebuiesc. Două like-uri să facem 150 boys. Eu strâng bani, bag balanță, aș putea cumpăra direct cuțita, nu? Da, Dodo, sigur. Uite, dacă vreți să vă cumpărați cuțite, puteți de pe Skins Monkey, vă dă 35% bonus. Nu știu dacă ați mai folosit codul, nu v-am mai pus, dar aveți un 35% bonus. Gen, îți vrei să-ți iei un cuțit de 100, ai 35 de dolari gratuiți. Sau dacă vrei să faci 3 dintre skin-uri, iarăși, la fel, ai bonus acolo. Na, ne pare rău, Vieri, sorry. Next. Bună, Sorin. A, pe GG Drop, nu știu dacă poți să-ți cumperi direct. Poți să deschizi cutii, nu știu dacă poți de aici să-ți cumperi. Dar, na, poți încerca. A, B, C, care și el e român. A, B, C, pornim timerul, să vedem dacă e pe live. Îi dăm și un sign aici, oricum o să le dau sign tuturor. Deci vă dau sign în semn de recunoștință pentru toți cei care au depus. Băi, nu prea pare să aibă sign, așa că îi dăm. Dacă are, asta este greșeala mea. Bun, ABC, bă, dar nu e pe live din păcate, uite, vezi? I-am dat aici, i-am dat sign. Și Vieri are oare sign de la mine? Are, uite, pe 7 februarie. E prietenul meu, îl sun imediat. Sună-l, șefule, treaba ta, dar vezi că nu mai are timp. Vezi că nu mai are timp, atenție, 25 de secunde, 24. Dacă intră și vine, dacă nu, ip, din păcate, sorry. Asta e regula, eu vă dau dreptul să sunați, dar în timpul ăsta, puteți face ce vreți. Puteți face ce vreți, cum vreți, dar în timpul... Băga mi-a și piciorul. Uite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... A sunat timerul, din păcate, îmi pare rău. Na. Dacă îl sunai mai repede, cu drag. I-am dat un sign în semn de recunoștință, sorry. Pare rău. Numărul... 3. Bă, hoția. MNR! Nu pot să crea la păcăli băiatul ăsta, păcălește. Uitați-vă cine câștigă, are toate skin-urile din lume băiatul ăsta. Din păcate e rip. Dar mai poate câștiga dacă îl alege. Deci, Denis, dacă îl mai alege încă o dată, poți să câștige, bine? Deci, Denis, dacă mai poate să câștige, nu, dacă are norocul de a mai câștiga, cu drag, dar așa nu mai pot să-i dau. Că nu a intrat pe live la timp, sorry. Dar puteai să-l anunți, bro, că aveai un minut la dispoziție, să-i dai un bip. Gen, dacă îl mai alege ruleta, da, dacă nu, din păcate nu. Aia e la muncă, am înțeles. Na, scuze. Chiar mă simt prost, dar... Nu, no, asta e regula, din păcate. Mi se pare mie sau te-ai cam buclucat? Te pup, X-Proces, te pup. Nu cred că ți-am dat remove, brother. Te mai poate alege încă o dată ruleta, dacă te alege. Dar, na, abia la al doilea skin și mânărâduie pe chat. Chat, cum adică m-am cam buclucat? Adică... Îngrășat sau la ce te referi? Puțin așa de ea, puțin așa. Da, uite, din păcate nici băiatul ăsta nu e, aia e problema. Na. Ai oameni înscriși de ori cu același cod? Nu are cum, brother, n-are cum să fie aceleași oameni.
Eu l-am influențat să facem cu codul tău, păi a trebuit să-ți dea ție skin-uri. Te pup, X proces, te pup și scuze, Bronco, odată, scuze. Scuze. Face papa bun iubita? Face, el mi-a făcut burger, cum să nu face, chiar face. Ia numărul 89. Na, să nu te superi pe mine, nu eu sunt altă persoană. Ok, atunci nu știu. Bazook! Ia, Bazook, hai să vedem. Mânără pare rău, n-a intrat. Ia să vedem, Bazook, verificăm. Dar n-are cum, bro, că 131 erau, deci eu până am primit lista până la 130, mă înțelegi? 131, după am mai adăugat eu, 7 persoane. E pe live! Mamă, du-te că e pe live. Nu ai pus codul corect, ce? Cum adică n-a pus codul corect din moment ce e Bazook aici, Bazook aici, e pe live? Zici că e la, ești la Robingo? Da. Ce update, frate? Frate? Uite, bro, update-ul ăsta. Sub, da, Savin, bun. Bazook, mai pe Steam, brother, zi Bazookule. Zi, mai pe Steam, șefule. Am, o să stăm iar 300 de ani, abia al doilea skin l-am dăm acum, vă vine să credeți, și o să avem 10 de ani, mor aici, doamne că mor aici, ceal, mor. Bun, dăm mai pe Steam, Bazook, ia. Hai că mai e, ad friend, hai că da, cred, hai că mare, dacă e bun. Fii atent, brodere, dăm tu ad acum, dacă poți, îți dau accept, îmi dai dovadă și face să fie bine, ok? Sau îmi dai dovada pe Instagram și dai, îți dau moderator, dai 3 link-uri și suntem așa. Cum vrei să facem? Cum mă scriu? Zile ai în descriere. Dacă vreți, mă mai puteți să scrie dacă vreți. Nu mă potrivesc până la urmă. Dacă vreți, ai în descriere acolo. Nu uite, bro. Asta e update-ul, frate. Dau pe Insta bine. Ok, hai să-i dăm și moderator între timp. 2001 de ea. 23 de ani am făcut acum în martie. Hai, Bazook, ți-am dat moderator. Lasă-mi 3 link-ul. Că văd că pe Steam nu vrei să mai ai domnul din Săcele. Dar ce dovadă, cum ai dat like la poza de pe Instagram, bro? Cum ai dat like la poza de pe Instagram? Uite, la poza asta, guys. Deci trebuie să aveți like și la poza asta, bine? Măcar 300 de like-uri să facem. V-ați fi foarte recunoscător. Uite, aici am făcut 400, nu-i corect. Deci mi se pare incorrect chat. Pleacă Nextul că nu are... Bă, deci, Dodo, ești foarte rău, frate, ești foarte rău. Deci mi se pare că ești de la un timp, ești foarte rău. Nu știu, Jojo te face atât de rău sau nu știu cine. Ești foarte... Guys, facem 160 de like-uri. Ești foarte rău. Na, bro, mi-ai trimis? Liviu, ești pe live, Liviule? Bun, Liviu, vezi să-mi dai codul, bine? Să-mi dai codul să te trec aici. Mamă, ce Liviu s-a înscris acum? Să-mi dai codul, bine? Vă mai puteți înscrie? Trebuie să faci trade, Mario Băncila. Trebuie să faci trade ca să primești. Ha, mă, brodere, trimite ăsta, șefule, ce faci? Bazookule, sau mi-a trimis? Stai că mi-a trimis, cred că. A, uite, mi-a trimis. Nu-l aveam la mesaje. Hai, da. Gata, bro, trimite acum. Te pupezo! Da, Gabi. Haide, bro. Pam, pam. Să-mi lași codul de la GG Drop, bine? Codul de la GG Drop Liviu este, uite, te duci aici și îl iei de aici de sus, uite, din user. De la user, deci la inventarul tău și după user ai un cod și ăla mi-l dai, bine? No, sper să fie la verifică dacă e la, te rog, și îl iau, bine? Da, ăsta este. 754. Deci, dacă te trec manual, să vedem.
Deci al nostru 103. Stai că trece, te trec aici în roată, bine? Deci la băiatul ăsta stai. Stai să termin un pic cu băiatul, cu băiatul acesta, bine? Ce faci, frate? Mă suni, Petru? Bazung, nu trebuie să mă suni, frate. Trebuie să-mi dai o poză, Doamne, un screenshot cum ai dat la ultima poză. Băiatul ăsta mă sună pe Instagram în cava și gura voastră, bro. Doamne, deci ce am, băiatul ăsta mă sună pe Instagram în loc să... Bro, poză, un screenshot. Trebuie să te lase. Sau dacă nu dă pe Discord. Doamne, bazucule, ne-ai zăpăcit, bro. Ăsta mă sună, îmi dă camere, bro. Bă. Doamne, mâncava-și gura voastră, așa ceva. Hai, bro, că alții mai mor și de foame, din păcate, mă înțelegi? Mor copii de Africa de foame, mor copii, n-au ce mânca aici și eu mă aflu printre ei. Faci și în vlog aici, oi. Haide, mă, broadere, măi, aici, oi. Bazook, alo, a, nu merge să trimiți? Păi, gata, mi-a trimis, uite, vezi că merge, broadere, perfect, ai văzut, a fost greu, Bazook, acum dăm trading-ul. Ca să pot scoate moderatorul, știi ce zic? Doamne, mă, băiatule, nu te mai poți, bă, mi se pare că de la o vreme nu ne mai putem înțelege. Nu știu, nu mai știu să vorbesc eu limba română, nu mai știu să mă exprim, sunt eu prea prost, am luat bacul ăla degeaba, am intrat la facultate degeaba, ce am făcut greșit? Explicați-mă. Bun, acum trei link o să-mi dai pe YouTube și gata, ești câștigătorul cel de-al doilea skin, dar mai repede, Bazook, trebuie în viață să fii un pic mai sprinten ca să poți să ai să, timp să faci mai multe chestii, mai ești cu o gagică, mai ești la un suc, mai ești și la muncă, mai una alta, mai... Ma. Deci, poate să ai trimb acolo, să faci chestii. Dacă te miști așa de greu, păi tu cu... Brodere, dacă cu mine te miști așa de greu să dai niște chestii, pe cu femeia ce faci, brodere? Păi trebuie să fii sprinter, mă, tată, în viață. Trebuie să fii sprinter, ești nebun. Să fii pe rapiditate, să fii Fulger McQueen, ești nebun. The Flash. Nu, uite, nu-mi dă acum trailing-ul. Deci acum nu știi să dea trailing-ul, ești nebun. Brodere, uite, hook and semi 3, două fărăți și 3 ăsta. Bine, vrei și o pânește. Uite, ai văzut, mă, tată, ai văzut? Ai văzut ce ușor se... accesează ea. Ai văzut, Bazook? Nu ai văzut că s-o rezolva, bro? Uite, și acum ați trimit ăsta. Nu ai văzut, bro? Nu, a fost greu? Stai să scoate moderatorul, că acum cred că mă înjură de mor și de familie. Și... dă bani la tot chat-ul. Gata, bro. Ai văzut? Nu, ai văzut că s-o rezolvat? Nu, uite, brodere. Uite. L-a și acceptat, ai văzut? Easy. Bun, remove. Hai să-l trecem, să trecem pe un combat care s-a înscris. Bine, acum auzi, ăsta cum îi spune Adiță, noi glumim. Noi, eu îmi permit că cu el mă cunosc. Eu îmi permit că cu el mă cunosc. Dar în mod normal, îți dai seama, cu tine, cu o persoană pe care nu le cunosc, nu mi-aș permite, brodere, că na. Nu-i tot una. Bun, o să te trec ultimul, bine? 138 punct. Bine, bro? Te-am trecut acum, Liviu, gata. Gata, Liviu, te-am trecut. Na, bun. Next! Haideți, chat, haide. Hai să facem și 160 de like-uri. Al treilea skin acum se dă. Nu cred! Uai, 128! 128, cine e? Ăsta-i de acum! Ăsta-i de acum! Mariusica Las Vegas, ăsta-i pe live. Ăsta-i pe live, băiatul, cred că mi-a, uite, e printre ultimii. Mariusica din Timișoara, mâncava-și gura voastră. Bazook, tu aveai ăsta de la mine. Ba, ai și, are și băiatul ăsta. Mariusica Las Vegas, ia. 127 și 134 la fel. Ia, mă. Deci 127. Olo. Păi atunci și ce facem? Îl trecem pe ultimul, trecem în locul lui băiatul ăsta sau cum facem? Mariusica... Nu e pe la Mariusica, nu poți. Dar de ce avem două coduri? Cred că s-a înscris băiatul ăsta, asta. A vrut să mă ia făcut fentă. Păi ce facem? Îl scot, îl bag pe băiatul ăsta, îl bag pe 137, îl bag pe locul... Ce? Eu sunt? Cum adică tu ești Mariusica Las Vegas? Nu ești tu, bro, David. Poți să-mi dai o dovadă?
Bă, chat, adevărat că i-am dat un skin el, dar nu se vede. Ia, poți să-mi dai trading-ul? Nu cred că ești tu, refuz. Ia că ți-am dat moderator, David07. Dacă îmi dai trailing-ul și mă duce către contul ăsta pe care l-am scris de pe GGDrop, e câștigător, chat. Într-adevăr, nu se vede pentru că nu se vede că i-am dat trailing pentru că s-a băgat update-ul nou. Și uite, asta e trist cumva. Constantin, uite aici, brodere, e update-ul. Păi și ce facem? Îl băgăm pe ultima, pe 100, nu, îl băgăm pe băiatul ăsta, fiți atenți. Deci îi dăm, stați un pic, așteptăm, așteptăm. Dăm, vezi că ți-am dat moderator, David07. Ia. Da, mă, chat, el e. Și uitați-vă, dacă deschide aici contul, uite, aceeași poză, aceeași persoană. Bun, 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 felicitări. Îmi dai o poză, te rog frumos, David, pe Instagram, cum ai dat like la ultima poză până trimis skin-ul? Te rog mult. Deci o poză cum ai dat like până trimis skin-ul. Hai, nu accept până nu dai poza, hai. Și dăm remove. Atunci, hai, fiți atenți, guys, pe 127 îl scoatem. Așa. Nu, nu, lăsăm pe 127, scoatem 134 și îl băgăm pe băiatul ăsta. Ca au aceleași coduri. Și scoatem 138. Ați văzut? Gata, am rezolvat. Bă, nu! Nu! De ce am dat? Nu! Uai, din greșeală am dat. Sper să fi, nu fie pe live persoana. Vai, din greșeală am dat. Nu! Mădălin! Cean, Mădălin! Ploiești! Cea, ziceți-mi că nu-i pe live. Ziceți-mi că Mădălin-i pe live. Vă rog, rugați-vă să nu fie pe live Mădălin al nostru. Ia mi-ai dat poza, David. Da, mi-a trimis acum, gata, bun, bun, bun. Felicitări, David. Gata, e în regulă. Hai să confirm și 3-2. Gata, felicitări, David. Felicitări, felicitări. Trebuie să scot și moderatorul să nu fie probleme, să nu avem surprize. Ia, e pe live Mădălina nostru, nu prea pare să fie pe live. Doamne ajută că am dat din greșeală. Așa, închidem asta, nu mai avem nevoie. Deci până acum aceia 3 skin-uri s-au dus. Până acum 3 skin-uri s-au dus. Mai avem mai avem încă 7. Da, cea din păcate nu, nu e Mădălin pe live. Dar îi lăsăm un sign ca să știe că a câștigat. Ia, sign by Andrei Vere. Și imediat închid aia. Așa. Gata, i-am lăsat un sign. Na, asta este, e offline omul. Sorry. Bun, mergem mai departe, îi dăm remove. Asta este, salutare Fluchie, te pup. Și numărul 55. Deci acum merge către Tobias. No, bun, Tobias, să vedem, e pe live, nu e pe live. Are ceva cu tine, Tobias, nu glumas. Hai să vedem, Tobias, e pe live, nu e pe live. Nu, punem un minut, un minut, e ok. Nici prea puțin, știi? Guys, 3 like-uri, să facem 160 de like-uri, reușim oare? Mamă, 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 am amorțit. Ia să vedem câți abonați am mai făcut aici, câți abonați mai avem. 22.223, foarte, foarte tare asta, foarte, foarte tare. Asta e un lucru bun. Da, nu e pe live ești băiatul ăsta, din păcate, Tobias. Măi, eu trebuie să aștept, datoria e de partea mea, să aștept. Na, asta este. Un agrement, cum s-ar zice. Mamă, dar e mișto cuțitul, cea, e mișto cuțitul. Un altul nu s-a putut, dar e mișto, e chiar e mișto, sincer, flipul ăsta, fade. E ce trebuie. Dăm 10 skin-uri, dăm cele 10 skin-uri de pe GGDrop, brodere. Asta este, sorry, Tobias, îmi pare rău. Poți să te înscrii în continuare, Fluchie, dacă vrei. Încă în continuare te poți înscrie. Numărul 90 și 3. N-am mai picat 93 oare, sau mi se pare mie? Spărgătorul de femei 3 var familia. Uai, ai, ai, ai. N-ai spărgătorul de femei, că-ți dau și sign de la mine. N-ai că ți-am dat și sign. Imediat îți ia cuțitul de verseane. Bă, dar nu e pe live nimeni. Uite, am dat și sign.
Da, da, config, dăm, să cum să nu. Haide, mă, te păcar tu. Ce se dă, multe skin-uri, dar nu sunt băieții pe live, uite, nu sunt băieții pe live. Nu știu cum să fac, sincer, să, dar nu știu cum să fac, mă, frate, să pun o regulă, să știe lumea, nu știu, să fie pe live acolo, dar nu știu, mulți poate nu m-au la follow pe Instagram, trebuie să pun o regulă, să mă aveți la follow la Instagram, că... Salut, man, salut, Sorin. Sorin, tu ești cumva spărgătorul de femei? Eu sunt eu. Sorine, zim că ești tu. Îmi dai dovada? Sunt eu, dă mie. Sorine, nu mă... Vezi dacă ai primit, nu ești tu? Nu e el, na, atunci nu mai e rost, asta este. Da, sorry, am dat un sign. Bun, mergem mai departe. Vrești, vreau un butterfly sau un skeleton, neapărat spune, te rog, la ce cuțit, la ce... Dacă nu văd inimioara aia nenorocită. Stai să spamez niște de asta în chat. La ce cutii au drop? Măi, nu știu ce sincer, adică recomandarea mea ar fi, dacă vrei să deschizi în continuare de poți deschide, dar mai bine ți-aș strânge tuba și ți-ai luat ceva ca lumea, știi? Și eu, uite, mai am și chestia asta că... Oh, unu! Numărul 1! Mai am și chestia asta că vin cuțite la jumate, nu la jumate din preț, la 85-90%, 80% depinde de cuțit, preț după buff. Stai să vedem cine e mai întâi. Ia, cine e unul? Motan! Nu te cred! Mai Motane, cine? Mai Motane, Motane. Mamă! Dacă n-ai depus, din păcate nu. Dar depus să scrie în continuare. Mamă, și nu e pe live, Motan, fiți atenți. Motane, ești pe live? Motane, nu e pe live, nu... Number one. Nu e pe la... Bă, e prezent, ai, Motane. N-a scrie, trebuie să depui minimul dolar cu codul VR și pe GG Drop. Prin skin-uri sau prin ce vrei tu. E pe live, finally. Așa, ia să vedem. Glocu, felicitări, domnule Motan. Felicitări. Așa, Motane, poza, dovada cu poza. Cum a murit CS-ul cu update-ul ăsta? Au murit trade-urile, bro. Da, Fluchie, da. Și îmi dai poză pe Instagram cu dovada că ai depus. Da, puteți să vă scrieți și acum în continuare. Minim un dolar cu codul VR. Și puteți mai mult dacă vreți. Aveți un bonus de pe urma codului meu, 11% bonus. Mutați să-mi dai dovada cu poza, bine? Ia, mai trimis cineva ceva aici? Nu. Sau pe Steam, Motane. Pe Steam. Pe Steam dăm dovada, Motan. Asta e al patrulea, mai avem două care sunt tradable, domnule Codriv, și patru care sunt untradable. Uite, acum îl dăm pe al treilea, urmează al patrulea, al cincilea, al șaselea. Nu ai Motane, dăm pozică. Pe Insta, unde vrei tu, pe Steam, pe ce vrei tu. Shadow, mersi mult de follow. Doamne. Guys, un like să facem 160 de like-uri. Pam param pam 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 pam. Motan, de ce nu? Te pup, boicușorul, bine ai venit. Nu, boi, boss, boscăiașul, ceva de genul. Uite, bro, ăstea update. Dar îl găsiți pe site-ul ăsta, pe site-ul celor de la Valve cu update-uri. CS2 News. E nașpa, bro, dacă faci trade, uite, de exemplu, mi-am scos un cuțit acum, am mâncat să-și gura ta, îl vezi în inventarul meu, adică nu e vreun scam sau ceva, uite, e primul. Și mă duc pe incognito din povul unuia care mare, pe Steam nu mare, nu contează, se uite în inventarul meu aleatoriu și ce crezi, nu apare skin-ul, uite. Și asta e o problemă mare, din păcate. E prima oară că se bagă așa ceva și asta o să cam, adică cel puțin foarte multe site-uri sunt afectate, toate site-urile de gambling, case opening, trading și toate cele sunt afectate. Sunt multe skin-uri pe care nu le poți scoate, deci na. O să accept, Smokey. Am trimis? Unde ai trimis, bro? Pe Insta? Unde ai trimis, Botan? Unde ai trimis mai exact? Pe Discord, ok. Ai trimis pe chat, să înțeleg, nu? Sau unde? Unde ai trimis, oare? Poze? Dar nu știu unde ai trimis, mă, Botane, că asta nu e chestia. Unde ai trimis, oare? Unde vrei dovada? Pe Discord, pe chat, bro. Pe chat general aici. Pe chat, aici.
Hai că ți-am trimis și skin-ul, că am încredere, că deja nu mai stăm 15.000 de ani. Ne-a zăpăcit motan al nostru. Așa, bun, gata, s-a dus și cel de-al patrulea skin chat, s-a trimis și trade-ul. Ia să vedeți aici. Bă! A, uite aici e trade-ul. Bun, poți să accepti motan trade-ul și trimis tu poza cu like-ul, bine? Că nu știu unde ai trimis. 10 zile acum, boscheașule. Bun, mergem mai departe, guys. Hai să vedem cel de-al cincelea câștigător. Hai că nu mai putem, murim aici. Ia că iară pică un număr mic. Numărul 9, care este, sper prezent pe live, Doamne ajută, că nu mai pot. Adiță! Bravo, Adiță! Tu ești pe live, că te-am văzut, ai scris. Dacă nu ești, îi dau bani. Dacă nu e pe live, i-am dat bani. Adiță, dă-mi, simt că ești pe live, dă-mi trade-urile ei pe live, gata, în sfârșit. Doamne ajută! Doamne ajută! Adiță, fii atent, șefule. Îți dau moderator, îmi dai trade link-ul și îți dau skin-ul. Și poza cu dovada pe Instagram, că ai dat like la dovada pe Instagram, cum ai dat like la poză, bine? Ca păi până ne... Uite, aici, a trimis aici motan, mersi frumos. Mersi motan, gata, ți-am trimis și eu skin-ul, acceptă, te rog. Să accept skin-ul. Dăm 3 durele, o adiță. Mărână, păi tu ai câștigat, mă, mărână-ule, sau ia-l mărână. Tu ai câștigat un mărână, dar n-a fost pe live. A câștigat un mărână, dar nu a fost pe live, din păcate, chat. Uite, mi-a trimis Cosmin aici ceva. Cei care au picat și nu au fost pe live, din păcate, i-a scos ruleta, brodere. Na, dar o să primească sign de la mine fiecare. Ai câștigat și tu cumva cătă? Sau ți-e frică că ai fost scos? Dacă ai câștigat, spune-mi, bro, dă-mi mesaj. Bun, mai trecem un băiat aici, că m-ai depus. Stai să vedem, deci te trec imediat. Depinde cătă, pe unii da, pe unii depinde, da. Ai câștigat, nu știu dacă ai câștigat. Păi ce nume ai, vei? Ce nume? Adiță, să-mi dai 3 durele, o. Ce s-a scumpit decimator-ul, mă, Sami? Ce s-a mai băgat Vereș? Unde, mă, Emiro? Unde s-a băgat Vereș? Da, Fluke nu s-a mai băgat, știu că nu s-a mai băgat. Cătă? Nu mi-aduc aminte de niciun cătă. Nu mi-aduc aminte de cătă. Nu cătă, n-ai câștigat. Na, bun. Adiță, dai cu 3 durele, bro. L-a acceptat băiatul? Da, l-a acceptat. Motan, ia uite, pe dreapta. Pe dreapta cu skinurile la Motan. Vezi, Motan, dacă folosești codul Vereș, câștigi. Un like m-ar ajuta foarte mult. Ești beton, man. Mota, ești beton. Am văzut. Doamne. Unde ai nevoie de like? Andrei Grătinaru pe Instagram, bro, la poza asta. Mă ajută foarte mult să facem măcar 300 de like-uri la poză, serios. Uite, avem 18 like-uri, ne mai trebuie să facem măcar 300, asta e dorința mea cea mare. Da, și dacă vreți să vă cumpărați ceva de pe Hedrix, aveți codul meu promoțional, aveți oferta asta de 3 plus 1 produse gratis, deci 3 plus încă 1 gratis, 30% reducere la ei, plus încă 10 peste toate reducerile de la ei, peste toate reducerile de la ei, cu codul meu. Deci dacă vreți să vă cumpărați ceva de aici, na, aveți reduceri peste reduceri. Bine? Mersi frumos. Și o părere despre poze, chat. Mie asta îmi place cel mai mult, deci asta... Și asta e mișto, sincer, și asta e mișto cu... Dinții ăștia de carton. Și mai sunt și altele, dacă vreți ne uităm împreună. Adiță ne-a eru, Adiță și mi-a dat și profilul greșit. Adiță, uite-te în ochii mei, tată, uite-te în ochii mei, că văd că nu ne înțelegem. Deci nu ne înțelegem deloc, fii atent, brodere. Te duci aici la inventar.
Da? Sau mă duc eu la... Te duci la inventarul tău. La trade offers. La who can send me trade offers. Și copiezi asta, tata. Și îmi dai acolo pe chat. Bine? Bine, brădere? Chat, măcar 170 de like-uri pentru înțelegerea asta pe care o am, că nu mai pot, te deburesc, mor aici, boys. La fotograf, Laurențiu, sincer, chat, sincer, de cine credeți că sunt făcute pozele astea, la modul fotograf sau tovarăș? Sau, așa, sau prietenă? Hai, ziceți repede, pozele astea, de cine credeți că sunt făcute? De, hai să vedem. Soția ta? Mamă! De asta intenționat am zis fotograf, am zis, mamă, zic și tovarăș. Dar de ce nu vă credeți? Uite, deci sunt făcute de fotograf, chat, fotograf. Iar mi-a dat. Bro, nu e bun, Adiță, nu e bun linkul de la profil, Adiță, m-ai rupt, Adiță, ești pe telefon sau ce anume? Adiță, mă trolez. De Ricardo Miloș. Șarpili. Până atunci, guys, până atunci, punem și noi dedicația asta de la unicul, inegalabilul, magnificul. Deci Imogen pentru cel mai tâmpit moderator de-a lui, și anume Vereș. Este Andrei Vereș, păciat. A vrut să se fută în parc, dar tasul a spus că nu-i bine. Vrea să facă dragoste, dar nu-l lasă. Tasul ține numai închis în casă. Vrea să facă dragoste, dar nu-l lasă. Să fac dragoste, dar nu mă lasă. Mă ține mereu închis în casă. Toată lumea! Ai, 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 do- Băi, hai, te rog mult, Adiță, nu mai trola, sau dacă nu, nu știu, dar dă-mi trade-urile-ul, mă, tată, bă, că mă zăpăcești. Trimite-mi și mie pe Discord, e public, bă, pe live-ul Imogen, e public, adică ce pe live a fost asta. Ricardo, sincer m-am gândit să pun asta la intro, la intro pentru live, dar oricum am pus-o la donații deja, a venit Ionescu Cătălin, a băgat vreo 3 donații de 10 euro, ne-a rupt. O să vi-l dau clipul dacă vreți, vi-l încar pe WeTransfer. Cum îi zice la piesa de fundal de care cătat Imogen, dar păi sincer nici eu nu mai știu, că și eu am întrebat-o pe a mea și mi-a zis, vă zice a mea dacă e, nu știu, sincer nu știu. Vă zice a mea, chat. Link, uite, link impar, dar eu nu pun că mi-e, și așa mi iau sigur copyright, sigur îmi iau. Dar nu cred că i-a blocat live-ul Imogen. E veche, de 17-a melodia. Link in park. Adiță, ești pe live, Adiță, sau, doamne, dar ce face băiatul ăsta, că nu mă mai înțeleg deloc cu el, doamne, nu mai, ne-am blocat la 5-lea schimb pe bune, sau câte skin-uri am dat, chat? Da, asta ar fi al 5-lea. Adiță, ce faci, bordere, măcar scrie ceva pe chat, scrie doar ceva pe chat, atâta. Intru de pe PC și îți limite pe Insta, dovadă la fel. Adiță, doar trade-uri, link-ul, brodere, trebuie să mi-l dai. Chat, trecem mai departe, lăsăm momentan așa cum e pentru Adiță, dacă nu, dăm, extragem ultimul skin ăsta, dacă n-a făcut regulile bine, că... Na. Păcat de solist, da... Bun, deci lăsăm așa momentan, Adiță, merge și... Ai, na, trimite-mi, dăm releu și îți trimit, bine? Ok, mergem mai departe, îi dăm remove-ul lui Adiță, trebuie să-l trecem pe fluche, da, asta să trecem pe fluche aici, de fapt, hai că putem lăsa așa, ia fluche al nostru... Like-ul îl ai de când ai pus poza. Mersi frumos, frate, ești de treabă. Așa, unde e flu... Asta, a, ăsta e codul. Și dovada mi-a dat-o aici, chat. Bun, îl trecem aici. Că el nu s-a înscris, 138. Așa. Am dat acum rol. Doamne ajută, al șaselea câștigător. Hai să vedem, al șaselea câștigător, chat. Numărul 59 va fi. Și hai să facem 170 de like-uri. Vă rog, frățiorul vostru. Doamne ajută să fie și pe live. Vezi la request-uri, uite la request-uri, mă uit, mă uit, OOP. No, OOP, nu știu dacă e român, nu știu dacă nu, dar îi dăm aici, vedem.
chat e de la requesturi, s-ar... Oh, 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 oh. Sal. Salut. Da, uite-te la requesturi, e bine. Trebuie să depui mărână minim $1 codul Vereș. Pe mine nu mă treci, de atâtea ori ți-am donat și te rog, pune-mă și pe mine acolo. Dar Oșeanu, trebuie să-mi dai codul de pe GGDRO, brother. Da, bro, dar uite, Oșeanu, nu ești obligat, de exemplu, să-mi donezi mie sau așa. Poți să, deci cu 5 lei eu îți poți câștiga un skin de 10 euro, știi? Ce numere, Sorin? Numerele astea sunt codurile persoanelor care au depus pe toată luna martie $1 cu GG Drop, pe GG Drop. Și încă vă puteți înscrie. OP, dar nu e pe live. Lasă-mi un sign, să știi că a câștigat. Așa, bun. Mergem mai departe. E greu, mă, tată, e greu. Nu știu prin ce metodă să facem sau cum să fac, nu știu. Trebuie să schimbăm metoda, că stăm prea mult la asta, știi? Ia. Băi, ăsta nu cred că e român, sincer, dar... Na, poate ceva, nu știu. Te-am copiat bine ID-ul, chat? Unde e roata aia? Da, 7289909. Da. Neața, John, neața. Bună dimineața, John. Oh, Vasi, te pup, rege, mersi frumos. Te pup, rege, mersi mult. Îți mulțumesc, să trăiești. Da, brodere. Mersi mult, Vasi, să rămână, dar cât e stickerul ăsta, bro? Ce mișto sticker, Dreams and Mimics. Serios, așa, mersi mult de tot, să rămână. Da, nu e nici băiatul, nu ești nici băiatul ăsta pe stream. Da, cred că asta o să facem de acum acolo, guys. Cred că o să schimbăm un pic regula. Dar nu le pot, dar nu știu cum se iau legătura cu ei. Asta e problema, că am bugul ăsta la Steam. Dar cred că o să le dau de la mea, sau nu știu. O să-i dau de pe contul prietenii mele și după dau un friend. Dacă e, nu știu. Na, nu știu ce să fac, sincer. Cred că schimbăm un pic. Pentru 1 aprilie schimbăm un pic ca să, na, că e păcat de ei, sincer. E păcat, cred că schimbăm. Andrei Grădinaru, mersi mult. Ștefan, e o fi pe live, n-o fi pe live, pornim timerul. Hai, Ștefan, uite, te-am la, uite, e pe live. Bravo, Ștefane, Doamne ajută. Ștefane, o rugăminte am, îmi dai aici poză. Uite aici frumos, îmi dai poză cu, m-ai dat like la poza de pe Instagram. Deci screenshot cu m-ai dat poză la, așa, de pe Insta. Și-ți trimit acum skin-ul, bine? Uite, acum ți-l trimit pe ăsta. Nu ți-l trimit pe M4A4, că M4A4 e pentru celălalt abonat. Adiță. Bine? Doamne ajută. Bun, gata, ți-am trimis și skin-ul, dai și accept la el. Așa. Bun, și Adiță mi-a mai trimis ceva pe Instagram. Ia. Cred că mi-a trimis bine acum oare sau nu? Nu cred că mi-a trimis bine, sincer. Hai că vedem acum. Nu e bine, Adiță, nu e bine, nu, Adiță. Adiță, nu e bine. Lasă că te rezolvi eu, bro, după live, dacă e, dacă oricum ai făcut regulile, deci ești pe live. Asta a contat momentan, nu e bine. Uite, ăsta e update-ul care s-a făcut. Mi-a trimis poză cu mine în match, are... Mamă! A, ok, a vrut să se flexeze. A vrut să se flexeze, chat. Ok, am dat bani. Așa, a dat like aici frumos, titare și live-ul pornit. Perfect, îți mulțumesc, Ștefan. Ți-am dat și trade-ul. Sper că l-ai acceptat. Adică să vorbim după aia și să trimis skin-ul, că nu ne mai putem înțelege nici cum, bro. Din păcate, uite, nu ne mai putem înțelege. Gata, a acceptat și skin-ul. Așa. Bun, mergem mai departe, guys. Deci până acum sunt 6 skin-uri date. Mai avem încă 4 skin-uri care din păcate sunt untradeable. Și rugămintea mea este o să vă salvez trading-urile sau profile voastre de Steam. Bine,
O să vă salvez profilele voastre în timp că sunt untradeable sau un Instagram ceva de al vostru. Nu trebuie să mă aveți la follow, nu e obligatoriu, doar like să aveți la poză, bine? Bine chat. Poate facem și 180 de like-uri, că suntem live de aproape 2 ore 50. Bun. Mergem mai departe, da? Mergem mai departe. Scriu cu numărul 7. Deci 4 skill-uri mai avem de dat, dar sunt untradeable până pe până pe 12. Ce update s-a făcut, Teddy am arătat, ce update Crispy am arătat, ce update de la acestea am arătat, băieții mei am arătat, update-urile am arătat și puteți verifica și voi. Emiluț, cap de piatră. Emiluț, ești pe live, oare Emiluț? Nu putem să-i dăm să ai. Bună, Alice, bine ai venit pe stream, ce faci? Doamne, ne chinuim să facem niște simple extrageri, doamnelor și domnilor, e incredibil. Nu uitați că și mâine facem live stream și mâine dăm drumul la stream. Mâine ne flexăm așa puțin cu cuțitul ăsta nou și vedem ce facem și scoate skin-urile pentru GG Drop, pentru luna aprilie, da? Sau un cuțit, vedem ce scoate, mă alegem împreună, bine? Cred că dăm un cuțit de data asta, că prea multă bătaie de cap. Cred că de data asta dăm un cuțit. Te crezi, Ștefan, e bine. Emil, ești aici, Emil? Ești aici, bro? Tu ești Emilar, tu ești Emil, dar cred că el e. Fii atent, brodere, dacă ești aici, Emil, ți-am dat moderator, îmi dai trade URL-ul. Sino, trebuie să depui minimul $1 cu codul VRS pe CGDrop. Te duci la refil, aici bași codul VRS, poți prin skin-uri și îmi dai codul pe Instagram, adică user ID-ul tău pe care îl găsești aici și dovada cu plata. Normal, nu trebuia să faci asta pentru că dacă depuneai pe toată luna martie, deja cumva trebuia să te afli în listă sau poate dacă ai depus, ești deja, nu mai trebuie să faci nimic decât să dai like la ultima postare de pe Instagram. Asta e valabilă pentru toată lumea. Să facem măcar chat, măcar 300 de like-uri, mi-aș dori mult, sincer. Bun, dăm trade-urile cu Emiluț și verificăm dacă ești tu și poză. Bună ziua, mânără. Ai câștigat, mânără, din păcate. Nu ai fost pe live, sorry, man. Arsec, poți să intri, uite, îți dau aici link, brother, și poți să citești, uite. Sau poți să arăți, uite, scrie aici fain frumos, obiectele Counter-Strike. Deci acum, uite. Eu mi-am scos un skin, uite, cuțitul ăsta mai exact, de pe GG Drop, așa, $900, 900 de euro, în fine. Iar eu dacă mă duc și intru sau mă pun în povul unuia, cum ești tu, de exemplu, sau X sau Y, și mă duc, intri la inventarul meu, o să vezi că nu am skin-ul, adică nu-i ceva dubios pentru tine, bro? E, uite, ăsta e update-ul și din păcate afectează destul de mult. Asta e trist, că afectează destul de mult. Na. Dar asta e viața, ce să facem? Mergem înainte și le tratăm ca atare. Stai liniște, bro, am glumit. Hai, Emil, dăm trade-urile-ul. Ia, el e chat. No, nimă că el e chat, Emilus cap de piatră, ia, el e. El e chat, level 2, el e. Felicitări. Bun, dar stai puțin, avem o problemă, Emil. Îți salvez trade-urile-ul. De ce salvezi trade-urile-ul? Că skin-ul tău e untradeable. Salvezi trade-urile-ul, așa, îl pun într-un notepad și tu să nu schimbi trade-urile-ul, foarte important, bine? Iar eu îl salvez aici notepad, da? Și notez chiar acum ce skin ai câștigat, să-l și primești, dar avem aici skin-ul. Uite, tu ai câștigat M4-ul ăsta, care e până pe 12, da? Uite, îl pun aici, notez. Așa, în fine, bun. Deci, bine, brodere? Să nu vă schimbați trade-urile-urile, bine? Gata. Și ne auzim pe data de 12 aprilie. No, Stepu, bro, mamă, Glitter Paris, dar ce să fac oare cu ele, măi, nosule, măi, nu mai bine le dai unui abonat. Eu le accept dacă le dai cu dragă inimă. Bă! Ce Dumnezeu, m-am speriat, a crezut că mi se chide calculatorul. Vai ce m-am speriat, doamnelor și domnilor, bun. Deci n-am cum să-i dau, din păcate, asta este. Mergem mai departe, da? L-am salvat, am rezolvat. Emil, să dai și poza pe Instagram cum ai dat like la știi tu ce. Ăsta e skin-ul cu numărul 8. Marius, na, vezi-l pe Marius al nostru cu câștigat. Oare e pe live Marius al nostru? E offline. Cred că a plecat. Stai liniștit, bro. Dai și tu skin-ul în inventar. Da, tu ai skin-ul în inventar sau trebuie să aștepți 10 zile? L-am skin-ul în inventar, pot face ce vreau cu el. Dar nu-l văd alții și nu-l văd site-urile și asta e o problemă. Asta e o problemă. Ia, ce mi-a mai trimis aici băiatul? Perfect. Adică să-ți trimit după live, că nu mai suntem acum.
Da, da, Petru, da, da. Cât mai sunt pe live acum? Uite, 60 de oameni. Bă, vă pup pe toți, vă mulțumesc, guys. Doamne, abia aștept să facem 30, să fac 30.000 de abonați. Chiar abia aștept, chat. Și dacă nu ați văzut clipul lui, clipul cu IME, vă recomand să-l vedeți. E un clip la care am muncit, în care am deschis capsule, am deschis package-uri, am pus cadre de la major. Deci, super, super caterincă, să zic așa. Cum scriu, trebuie să depui minimul dolar cu codul VRS pe GG Drop. Da, din păcate Marius nu e pe live. Așa că ne pare rău, mergem mai departe. Stai că am foarte multe site-uri deschise și nu mai știu ce fac. Ai primit pachet, da, da. Guys, 5 like-uri să facem 180. Nu, Iulia, riscul, scuze, dar nu cumpăr, scuze. Mă, ideea, momentan, treaba asta trebuia să o fac încă de pe 31. Bună să Andrei, slab, ia! Și trebuie să le dau acum skin-urile. Cred că jucăm și pe un server comunitar, sigur că da. Cred că dăm și pe un server comunitar. Dar vedem. Hai să vedem Bursa Andrei, slab. Da, da, mi-a dat pachet, vedeți, mi-a dat. O să jucăm pe un server comunitar, dacă e. Și mâine mă revașez, mâine jucăm mai mult. Că mâine doar scoate niște simple skin-uri, care în 10 minute le-am scos pe toate. Și după ne jucăm și ne jucăm cu cuțitul nou. Și ne mai documentăm despre ce cuțit am scos. Nu, Sami, că știi care-i treaba? Mi-e și foame, mă simt puțin și rău. La modul că mă doare burta și mă doare capul. Și terminăm aici, dăm și ne jucăm puțin pe server comunitar, după care mă retrag, bine? Face it. Dăm face it dacă vreți, dăm face it. Dar nici băiatul acesta nu e pe la bursa, Andrei. Cauca, Columbia, chat. Din păcate nici el nu e pe... Da, cred că oprim și stream-ul pe TikTok. Vă mulțumesc mult, oameni faini de pe TikTok. Continuăm pe YouTube și ne auzim mâine, da? Mâine cu alte premii și surprize pentru voi. Ești pe stop? Ești eu și Lari. Da, vă pup și ne auzim pe YouTube, Andrei Vereș. Bun. Haideți că am oprit stream-ul aici. Facem un print screen la statistici, că ne ajută. N-aveți idee cât de mult ajută și stream-urile astea de pe TikTok. Deci ajută foarte mult. La sponsor, la astea. Așa. Ce olicu de euro! Mamă, dacă băgai la 10 euro ce olic. Ai, 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 ai. Ce ai făcut pe live? Că abia acum m-am trezit. Păi am dat, mi-am scos eu un skin. Am vorbit despre update-ul ăsta fucked up care s-a introdus. Și acum dăm skin-urile pentru băieți. Da, din păcate rip. Așa, mergem mai departe. Bursa Andrenie, Budincă, bine ai venit pe stream. Remove. Nu e pe live, oricum o să le dau sign tuturor persoanelor, deci da. Ia, să vedem, numărul 29, ia cine e 29? Te pup, Ciolin, la 10 euro era. te pup, șefule, mersi mult. Spider, Vali Spider chat. Nu, e pe live, are domnul Spider din Botoșani. Are sign de la mine, de pe 7 februarie. Nu o să schimbăm din păcate, chat, o să schimbăm asta de din luna aprilie. Chiar dacă cumva sunteți pe live, chiar dacă nu, na, și vă aflați în listă. Dar uite, chestia că sunt poate persoane care nu știu de tombolă, știi, și cumva să fie înscris și cei care s-au înscris deja, să fie acolo, dar și cei care nu s-au înscris, știi, asta e. O oră pentru o persoană e grav, atât am stat o oră. Bă, măcar facem orele de live, știi ce zic, că le facem acolo. Na, oricum asta o facem o dată în lună, adică nu facem mereu chat. Facem opening, un case opening la 30k, facem mai repede de atunci. Poate facem un case opening de 200-300 de euro la 30k, da. Dar până atunci mai facem, de 50-60 de euro, 70 pe acolo. Da, nici Vali Spider din păcate nu merge, nu e. Așa că sorry. Ok, mergem mai departe. Nu sunt pe live oamenii. O dată pe lună și faci live? Cum adică o dată pe lună și fac live? Bro, fac cam mare parte în fiecare weekend live-uri și mâine facem live-uri. Și mai sunt și săptămâni și zile din săptămână în care fac live-uri, gen, știi? Doar că e așa neprevăzut. Macio, ia! Nici Macio nu e, cred că. Macio! Dănuț! Dănuț, ai sign de la mine din 2021, ești pe live? Deschide o cutie, deja 1700, deschidem. Mamă, avem 8000 balanță, voi vedeți, chat? Cred că vă dau vouă random care sunteți pe live să mă bată, mamă, că nu mai, deci, nu mai pot, efectiv, nu mai pot. Pur și simplu, nu mai pot. Dar nu am cum mai chestia, că nu... Doamne, mă, frate, efectiv, cât mai trebuie să stau aici, că nebunesc. Dacă fac un e-bot, pot fi persoane care n-au depozitat.
Dă-ne nouă, dă-ne și nouă. Sunt aici. Păi, Mădălin, tu ești ăsta macho, nu ești tu ăsta, Mădăline? Exact, exact, exact. Da, nu e macho, mușchi. Da, păi e bine, las că nu e problemă de război, las că e bine. Haide, haide. Să verific în Warped. Da, putem și asta, ia, te rog, te rog, Alex, Alex, te rog, spune-mi că ești pe live, Alex. Te rog, Alex, Alex01, te rog, ce update a fost? Bogdan despre trade-uri, e nașpa, bro. Dă-mă înapoi să vezi. Bogdan, spune-mi că ești pe live, te rog. E pe live, Alex, e pe live, bă, e pe live. E pe live, hai, trade-urile-ul, Alex, hai, Doamne ajută, dar fii atent că primesc skin-ul 6 zile, da? Eu doar, salvez doar trade-urile-ul acum, să nu ți-l schimbi. Salut, salut, holo, holo, nu, ho, ho, holo, te pup, șefule, salut, salut, Kinder. Chat, 4 like-uri, facem 180 de like-uri, reușim? Încă 4 fucking like-uri, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck. Mamă, 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 ușor, bă, ușor, bă, pârnaie de vereș. Mai, ăsta e al, ăsta e al 8-lea skin, mai avem încă 2 skin-uri de dat, 2. După ne băgăm la joacă, chat, un pic. Pe server comunitar, cu cuțitul nou, da? Calmează-te. Înseamnă că Alex are sign de la mine. Ia uite-l. Ia uite, are sign și de la Alexandra. Look colorblind. Oh, s-au făcut 180 de like-uri. Nu mai zic nimic, schimbăm foaia, Cotriv. Cine nu-i pe live, îi dă un pumn la vere și în gură. Vă pișați pe mine cu stropi. Cred că e contul lui Mădălin. Nu știu, sincer, că nu știu. Nu știu ce să zic. Mădălin, te mai cheamă și Mădălin, Alex? Ia. Murim în lavă, chat, murim în lavă. Ia. Bun, tu ai câștigat în 4 a 4 tot ferii. Așa, tot 12 aprilie. Așa. Bun, următoarea persoană, ia să vedem. Am terminat, hai să scoatem moderatorul. Hai mă, chat, că nu e chiar atât de rău. Next. Nu, mă dărim altă persoană, Larry. Pe mine mi-a la prieteni. Da, da, da. Am ieșit de pe live, vorbește frumos. Și ia să vedem. Ce, Doamne, iartă-mă, e cu om Sușcariciu. Nu știu cine e băiatul ăsta, dar Sușcariciu. Ce Dumnezeu, mă, omule, mă, Vali. Cam, 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 Kier, Vali, cam, cam, Arabia Saudită, tam, tam, ham, arigato kosemashi. Sușcariciu, pașa nume, Sușcariciu. Bună, Octa Productions, bună. Mersi mult, Ionic, de 1 euro, mersi frumos, bro, încă o dată. Și Redra, și Ionescu, ne-a rupt Ionescu. Nu e pe live, cea, nu e pe live, din păcate. Sorry, nu mai stăm atât de mult, că asta este. Mamă, Ionescu, încă ești pe live, bro. Ceoling, dar Ceoling, așa are numele, Ceoling. 48, doamnelor și domnilor, ia să vedem. Două skin-uri, ai, nu, Ime Edi, sau I am Edi. Ezi, Ezi for Ime, hai. Da, știi Dumnezeu mai cât să mai sunt înscriși, brodere. Păi talentul ăștia sunt, lista asta este cu oamenii care au depus pe luna martie și inclusiv astăzi, care s-au înscris pe GG Drop, minim un dolar sau cât a considerat fiecare. Și am primit asta de la GG Drop și fac extragerea pe live, na. O să schimbăm oricum formatul, o să schimbăm, na. Vedem, ne gândim, împreună mâine stabilim cum facem și ce facem. Te pupim, Prex, te pup, bine ai venit pe stream, lege, ce faci, cum ești? Să nu existăm scumă de la tolo. Adiță, eu sper că nu ești rău. Da, din păcate te lipsi la băiatul ăsta.
Valiripei, Merip. Păi nu e pe live, că nu știu, eu am anunțat, bro, am anunțat pe Instagram, na, nu știu acum, sincer. Uite, 32. Efectiv, niște oameni care să fie pe live. O să schimbăm dacă e, să nu mai fie o prezență obligatorie pe live și automat, dacă ați depus, câștigați. Malone, ia. Bine. Ia să vedem. Malone, ești pe live oare? Nu putem să-i dăm nici sign, din păcate. Uite, recomandarea mea ar fi, dacă e să vă... scăpăm de probleme. Recomandarea mea ar fi să vă puneți comentariile pe publică dacă eu vă dau și sign, bine? Măcar dacă n-ați câștigat skin, vă dau style la toți. Nu mai pot, Cotri, nu mai pot. Cred că nu mai jucă, nu mai pot, efectiv. Bine, să turbez aici pe scaun. S-a făcut efectiv 3 ore de live. 2 ore am stat să extragem. Nici beatul ăsta nu e pe live. Incredibil așa ceva, așa, da, doamne, Malone, ne rubă. Yo, a câștigat! Mamă, care era 49 acolo în chat? Mamă, Sebi 06! Uaaaai, ai, 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 Lumână Dark, na, Lumână Dark. Lumână Dark, uaaaai, ai, 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 Sebi! Mamă, Sebi 06, hai să vedem Lumână Dark dacă e pe live chat. Lumână Dark. Nu uitați neapărat, foarte important, like la poza asta, cine nu... Like la poza de pe Instagram, da? Să facem acolo, uite, 290 de like-uri, perfect. 10 de mai trebuie să facem 300, cea, 10. Uite, vă mai las aici link de la poză. 10 like-uri, dacă ați mai fi drăguți să mă ajutați să facem măcar 300, mă ajută foarte mult, crede-mă, credeți-mă. Ea e pe live, Lumână Dark? Mamă, cea nu e pe live? Cea nu e pe live, Lumână Dark? Da. Sorry, Lumână Dark, sorry. Next. Sorry. Și avem numărul 137. Vai, cred că e băiatul, e băiatul care mi-a dat codia. Fena, ești pe live, Fena? Ia. Ia, Fena. Gică, ești pe live. E Gică pe live, bine, Gică. Bun, dăm 3 dureleu, Gică. Dacă îți dau acum moderator, dăm 3 dureleu. A câștigat Gică. Felicitări, Gicule. Bun, tu mi-ai dat poză cu dovada, deci îți mulțumesc deja. Deci doar 3 dureleu o să mi-l dai. Dă-mi aici, te rog, că ți-am dat moderator. Vezi că ți-am dat moderator, să-mi dai 3 dureleu, după ți-l scot, bine? Bun, bravo, Gică. Gică al nostru, puterea noastră, chat. Ne-a rupt, Gică, bă, ne-a rupt. Dacă îți dau un pumn... Mă simt ca la poliție, când ridici bastonul, ridici bonul, când ridici bonul și aștepți la rând. Vreau și eu, zice Cătă, bă, vreau și eu, Cătă, este o melodie. Chat, ia, unde găsim și noi? Oh, ușor. Sad Music. Forcătă. Arcos, mersi. Dar nu m-am, bă, dar melodii triste nu avem. Vezi că ți-am dat moderator, de Gică, să-mi dai 3 dureleu, te rog, acum. Mamă, asta e fața lui Cătă, chat. Asta e fața lui Cătă. Băi, nu vă certați acolo, stați cu minte. Cum adică să zici că sunt, chat, acum, uite, deci Jimmy vine și spune că sunt slabe pozele. Dar, voi, o părere sinceră despre pozele astea, băi, chiar sunt ok, adică uitați-vă. Bine, acum, asta e Jimmy, îmi pare că nu poți să fii așa de frumos. Olo. E sed în poze?
Sunt ok, dar nu wow. Sunt acolo, limita bunului simț. Pozele super ok, dar omul din poză nu arată prea bine. Emotional damage, gata frățiorul. Da, Gicuță, dar nu pe, deci nu pe ăsta. Nu pe ăsta, ia. Deci, a, mi-ai dat aici 3 de offer. No, bine, bro, vezi, na, nu poți, nici nu poți să te super pe omul. Hai că eu am vrut să-ți dau. Bă, i-am dat bani din greșeală, mâncați-aș gura ta. Gicuță, scrie ceva pe chat. Scrie ceva pe chat că ți-am dat din greșeală timeout, grasule. Bă. Mă jură Jimmy Dreitz. Bun, tu ai câștigat ăsta, suvenirul ăsta, da? Care e 10,94€. Gicuță, scrie ceva pe chat. Vai, i-am dat blog. Accesează, înlocuiește mesajul fixat, elimină, blochează temporar, ascunde utilizatorul. Vezi că ți-am dat, vezi că ți-am dat moderatorul din nou, scrie ceva pe chat, Gicuță. Alo. Așa. Bun, elimină moderatorul, gata, e bine. Bun, și acum ultimul câștigător, hai, Doamne ajută. Gata, Gicuță, am rezolvat. Băi, vorbiți frumos, chat, vorbiți frumos, serios. 119. Important e să-mi placă mie, chat. Important e să-mi placă mie. Mie chiar îmi plac, sincer, și și nu sunt singurele poze pe care mi le-a făcut. Uite, mi-a, și asta tot ea mi le-a făcut. Așa, după, ia. Ce mi-a mai uitat? Astea arăși. Mie, sincer, chiar, uite, asta mi se pare mortală rău de tot. Nu. Uite, ce mi-a mai făcut? Când am uitat astea de asemenea. Uite, asta mi se pare cea mai reușită poză făcută de ea. Așa și, na, uite, astea de asemenea. Mie îmi plac. Mie îmi plac, chat. Mi-a pune o dată. Bun. Ești băiat simpatic? Nu, voi sunteți băieți simpatici. Bun. Cine e băiatul ăsta? 2030, ia. E pe live 2030-ul? Cuba, e în grupul meu. 2030 ești pe live? Eu sunt Vereș? Hai că tu ești dacă e. Chat, hai că tu ești dacă e vultur. Băi, nu vor fi hateri? Dar vine, nu e acum, dar vine în 2030. E ăsta al tău, pe bune? Nu te cred, vultur, refuz. Chat, deci nu te cred, Neața Cristian. Deci nu te cred, dar ăsta e a tău. Neața Cristian, Neața, guys, un like să mai facem acolo. N-am o problemă că vezi, dar din partea mea să din partea mea depozitează de pe 50 de conturi, cu atât mai bine ești de bun că dă mai multe premii. Chat. Andrei, ești un băiat urât, dar te strică fața. Măcar dacă ziceai nu ești un băiat urât, dar te strică corpul și că ești un pic cam gras așa. Uai. Ia stemi, chiar el, chat. Hai afară, la zăpadă. Doamne, e chiar el, incredibil așa ceva. Eu, deci băiatul ăsta e inuman, deci inuman, de nedescris. De nedescris, uite, a păcălit digălul ăsta de 11€, mâncați-aș gura ta. 12 aprilie. Da, și astea, guys, astea fiind spuse, uite că, da, băi, dacă vreți să vă scrieți, de exemplu, puteți depozita $1 de pe un cont, $1 de pe alt cont, nu se, deci nu e nimic greșit în astea. E problemă că te scrii cu mai multe conturi gen, cu mai multe conturi gen de Instagram, de alea, știi, așa vă puteți înscrie, că tot voi aveți de câștigat, tot voi primiți mai multe skin-uri, tot, deci mă înțelegeți. Bun, chat, acestea fiind spuse, sincer, eu mi-aș fi dorit să mai jucăm și puțin CS. Dar având în vedere cele întâmplate și trebuie să ne gândim mâine, asta vom face mâine, ne vom juca mai mult și vom încerca să ne gândim împreună la o metodă. Lista e aici, am eu, brodere. Ne vom gândi la o metodă împreună ca să vedem să nu mai stăm atât de mult, știți? Să nu mai stăm atât de mult la extrageri, da? Cred că o să abandonăm ideea de a fi prezenți pe live, doar rămâne la ideea de a depune cu codul VERE și fiecare că dorește și îi trimit skin-ul, doar că eu nu pot să dau ad pe Steam. Îmi voi face eventual un cont secundar ca să dau ad la persoana respectivă și na. Bun.
S-a băgat de pe CS2, da, din păcate poți să vezi pe la început acolo. Vă mulțumesc foarte frumos pentru fiecare like, parte era frumos dacă mai făceam încă un like, aș mai fi stat, dar totuși deja vorbim de 3 ore, nu ne-am mușcat nimic astăzi, azi am vorbit doar de skin-uri, am vorbit doar de update, am vorbit doar de Valve, de CS2, am dat inspect la câteva cuțite, am testat câteva cuțite, deci am fost doar și doar despre skin-uri și update-ul ăsta care o să ne cam răvășească pe toți, cel puțin cei care fac trade-uri, scot skin-uri și se joacă la gambling și toate cele. Nu știu ce caută Valve, dar va rămâne de văzut. Vă mulțumesc frumos pentru fiecare like în parte, vă mulțumesc frumos pentru fiecare donație, Ionescu cu 50 de euro, Redraș cu 5 euro și Ciolin cu 1 euro, de fiecare membru, de fiecare prezență în parte. Sper că v-ați simțit bine, să mă scuzați că nu ne-am jucat ceva împreună, dar recuperăm mâine, asta vom face pe live și vom recupera împreună și ne jucăm mâine mai mult și dăm și meciuri, dăm și pe server comunitar, facem mai multe chestii împreună mâine. Bine, chat. Vă pup. Și să aveți grijă de voi, al vostru Vereș, vă las cu ceva melodie în fundal și cu reclama de la GG Drop. Bine, ne vedem mâine pe live, da? Deci vreau să ne vedem cu toți cei care m-am văzut azi pe live, vreau să mă văd și mâine de la ora 12:30, tot așa 3 ore de stream în care ne distrăm și ne simțim bine, dăm și un skin cadou pentru voi, da? Nu mai dăm cu depozit, cu toate cele, gratis pentru voi, da? Și vedem ce skin-ul scoate pentru în aprilie pentru GG Drop. Poate scoatem un cuțit și dăm un cuțit la giveaway pentru voi. Bine, vă pup și toate cele bune. Mulțumesc că ați depus cu codul meu, mulțumesc că mă susțineți suplimentar, mulțumesc că m-a ajutat să dau cât mai multe skin-uri pentru voi, mulțumesc că îmi luați toți banii din buzunar și nu mă lăsați să trag și eu ceva pe dreapta și ne auzim. Ciao, ciao, bine, vă las cu melodie, pa, pa! Ia-o-ți melodia asta, forță! Cases at different prices. Make your choice. Upgrade your drop. Take your bonus you see on the screen and get the best for less. Fair odds for everyone. Open cases on GG Drop. Use the code to boost